numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care vede din nești ușoare, înțelegi, Misterul Bunătăților și Dădătorului de Viață, vino și te sărfiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu stăbire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Eu cred că vreau să ne amintim. Nu, nu, zic că s-a la acuma să se ducă după el, vreau să vină la început. Da, nu, nu, a zis că s-a zis. Da, bun, cum? Ok. Mai sunt locuri în față, dacă vreți. Poate auziți mai bine, că nu... Nu știu dacă sau se aude bine. Dragi cernici părinți, iubiți credincioși, onorată audiență, bine ați venit. Bine ați revenit la cea de-a treia conferință, la care a binevoit să vină părintele prodecan acum, părintele Răzvan Onescu, de la Paris, la Centrul de Cercetări. Această conferință era programată să aibă loc pe 26 martie anul 2020. Dar din cauza condițiilor pe care le știți dumneavoastră, totul s-a suspendat. A binevoit Dumnezeu să revenim. Mi-a prins bine și mie să facem această amânare, pentru că la data respectivă nu am studiat pe îndelete volumul de apologetică ortodoxă, realizat în două volume pe care le-a editat Patriarhia Română pentru facultățile de teologie. Și eu eram mulțumit cu manual de apologetică pe care l-am împrumutat de la Înalt Preasfințitul, din bunăvoința sa, realizat de părintele profesor Petru Rezuș, un manual consistent, care însă avea aceeași structură scolastică, catolică, deși era amplu și era bogat în resurse și informații. Acum, studiind acest manual, am constatat că are o altă structură, este mult mai interesantă, este oarecum o revenire la apologeții din epoca primară, care căutau să trateze toate problemele societății vechi, având în vedere chiar principiul Sfântului Vasile cel Mare, care vorbea de albina care zboară la mare înălțime și vede câmpul cu miliarde de flori, dar când coboară nu ia în stupul ei toate florile acestea, ci ia doar ceea ce este necesar, ceea ce poate transforma în polen. La fel și noi, toate științele sunt frumoase privite de la depărtare, dar dacă ne apropiem de ele și ne lăsăm copleșiți de ele, pot fi dăunătoare, pierzătoare de suflet. Ca atare trebuie să fim selectivi ca și albina, așa cum ne învățau Sfinții Părinți și apologeții din epoca primară. Apologetica și spiritualitatea sunt cele două discipline teologice pe care regimul comunist le-a interzis a se mai preda în facultățile de teologie, pentru că erau deosebit de importante. Nu știu dacă conștientizați. Apologetica prezenta, în general, argumente raționale pentru dovedirea existenței lui Dumnezeu, pentru dovedirea nemuririi sufletului, pentru realitatea revelației și pentru necesitatea religiei. Cele patru teme fundamentale ale apologeticii scolastice și chiar și de la noi. Acum însă avem posibilitatea să studiem și să aprofundăm mult mai amplu lucrurile și astfel dăm cuvântul părintului prodecan să ne împărtășească din învățăturile sale, pentru că astfel să fim și noi mai buni, edificați și sper că să vă simțiți bine. Eu cel puțin mă simt ca la doctorat, numai că mult mai bine, pentru că am 29 de ani de experiență în spate și sper că și dumneavoastră să beneficiați de cuvântul pe care părintele mi-l va împărtăși astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Fac o probă așa, întâi de toate, dacă m-auziți. M-auziți până în spate, se aude foarte bine. Sunt atât de drăguțe microfoanele acestea că îți dau proximitatea aceasta. Distanța nu poate separa oamenii.
Eventual așa, inimă cu inimă se poate separa, dar distanța nu are posibilitățile acestea. Noi suntem după o pandemie întreagă, eu vă mărturisesc sincer că sunt un răsfățat azi, faptul că vin aici. N-am mai fost la mare de mult și n-am mai fost aici de mult, pentru că a venit pandemia și nu a fost simplu nicăieri. Mai albim și unii și alții față de toate câte s-au putut întâmpla. Nu le uităm. Eu cel puțin, sigur că sunt așa straturi, ca la copaci. Dacă tai copacul, vezi că s-au adăugat straturile acelea. Nu zic că am suferit mult, dar totuși am suferit mult. Pentru alții întâi de toate, pentru mine, pentru noi, pentru toate lucrurile care s-au întâmplat. Și sigur că lucrul acesta și are valoarea sa, în sensul că s-ar putea că Dumnezeu să fie rânduit să vorbesc acum și nu acum 4 ani, pentru că un om care a trecut prin mai mult are o altă capacitate de a spune lucrurile. Acum vă spun că sunt un răsfățat aici, pentru că am învățat în pandemia aceasta să mă bucur de fiecare moment. Deci faptul că sunt cu dumneavoastră aici, efectiv pentru mine o sărbătoare. Simt și din atmosferă, așa, a comparat cu un doctorat. Orice moment important de viață e un doctorat până la urmă. E chiar mai important decât doctoratul până la urmă. Pentru că dacă reușești cu adevărat să faci ceva valabil și autentic, lucrul acesta are bătaie mai lungă decât studiile de doctorat. Are bătaie în veșnicie. Așa că, pe de o parte, voi încerca să răspund, adică să fiu prezent aici conform exigențelor deopotrivă academice, pentru că suntem într-un spațiu academic. O să mă îngăduiți deopotrivă, o să vă rog să mă îngăduiți, să vorbesc așa de la suflet, pentru că îmi dau seama că în viața bisericii avem teribilă nevoie să nu teoretizăm viața noastră, ci să o trăim concret cu posibilitățile ei. Cu posibilitățile ei cele mai mari. Acum, așa a fost un preambul. Acesta este un volum care a apărut cu ceva ani în urmă. Când m-am uitat aici pe ce dată a apărut, m-am speriat. Pentru că au trecut 9 ani de atunci. E uimitor. Vă spun sincer cum a apărut acest volum. Eu am avut un gând, pur și simplu, după ce am scris Teologie Ortodoxă Știință, acum și mai mulți ani în urmă. Am avut așa o pornire a inimii. Am spus, Doamne, dacă îngădui să scriu ceva și în apologetică, pot să plec liniștit în această viață. Cumva am atins cam ce vroiam. Ce vroiam, de fapt? Personal, mă simt și în continuare, mă simt, deși s-au petrecut cu mult timp în urmă, sunt un convertit, adică cineva care, a cărui viață era orientată diferit, care nu știa neapărat de Dumnezeu. Pe la 20 de ani s-au precipitat lucrurile și, intrând în facultatea de teologie, am avut 2 opțiuni. Fie să arunc totul la gunoi, din tot ce a fost până atunci, fie să convertesc în Hristos. Am ales calea a doua. Și după aceea, într-adevăr, făcându-mi studiile pe zona asta de teologie ortodoxă știință, mi-am dat seama ce forță extraordinară a fost în viața bisericii, faptul că cei mai mari oameni ai bisericii au știut nu să arunce la gunoi, ci să convertească lucruri care nu erau încă îmbisericite, să spunem așa, și să se nască o valoare extraordinară și o creativitate extraordinară pentru viața bisericii. Părintele l-a numit pe Sfântul Vasile cel Mare, care e paradigmatic cu albinuța aceea, care azi se dovedește științific că nu greșește. Înțelegeți? Alege de peste tot, dar nu greșește. Este extraordinar. Sfântul Vasile cel Mare avea în față o probă teribilă de viață. A transmis-o și copiilor, tinerilor și așa mai departe în vremea lui. Învățământul era păgân în marea lui majoritate. Da? Deci în clipa când intrai în școala aia, trebuia să primești toate învățăturile. Tot ce se petrecea acolo. Și aveai 2 posibilități. Fie o să ocolești școala și să spui eu sunt creștin, mă pun la adăpost. Vedeți, în secolul respectiv deja începe și monahismul acesta și retrage din lume. Foarte mulți se manifestă că oamenii nu puteau să ducă Duhul Lumii, cu ușurință cel puțin. Fie luai lucrurile de acolo și începeai să le transformi. Sfântul Vasile cel Mare a ales să le transforme și de-aia e paradigmatic pentru noi. Adică îndemnul lui de atunci este valabil foarte clar și azi. Pentru că și azi, ori te ascunzi din lume, ori încep să transform lucrurile acestea cu discernământ. Dar ceea ce vreau să vă spun despre Sfântul Vasile este că a avut încredere în discernământul fiecăruia în parte. Adică a invitat pe toți oamenii să-și exercite discernământul. În sensul că fiecare, prin viața bisericii, poate să facă exercițiul acesta. Și atunci biserica a câștigat enorm. În loc să fie o realitate care fugea din lume, deși ea nu e din lume, cumva e și așa, nu e nici din lume, dar e în lume, da? În loc să fugă, de fapt a asumat lumea și a transformat-o.
Și noi azi vorbim de secolul acesta de aur, să spunem așa, cu Sfântul Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie teologul, dar vieții de ei ce or fi resimțit la vremea respectivă, la ce strâmtorare a fost în vremea respectivă, da? După Constantin 325, să spunem că lumea a răsuflat ușurată, puteai să fii creștin, dar în același timp astăzi ne uităm cu îngrijorare la faptul că din momentul respectiv au intrat atâția în biserică încât s-a diluat foarte mult conținutul de trăire al bisericii. Și suntem atâtea veacuri mai târziu și încă ne resimțim într-un fel sau. Bun, asta ca o introducere să înțelegem că filonul acesta apologetic în biserică, sincer, pentru mine un moment istoric aici, vă spun de ce. Puteți, din tot ce spun eu, să nu rețineți decât câteva cuvinte. Tot ce voi spune eu azi va fi, se poate acoperi cu câteva cuvinte. Apologetică egal teologia apologiilor. Da? Rețineți doar schema aceasta. Apologetică egal teologia apologiilor. Asta a fost propunerea mea, contribuția mea la învățământul românesc și la devenirea apologeticii noastre. În urmă cu 9 ani. Dar ca să-mi încheie ideea de atunci, l-am rugat pe Dumnezeu, Doamne, dacă se poate, aș scrie ceva în apologetic. Și am întâlnit niște oameni foarte vii care puteau să contribuie cu ceva. Dar n-a fost să fie așa. Și după aceea aflu că Patriarhul Bisericii noastre cere unui colectiv, adică cere domnul Adrian Lemeni, care scrisesem până atunci, să facă o echipă și să se purcea de la treabă, să se nască o lucrare, un manual pentru facultățile de teologie. Deci dacă m-aș fi grăbit, aș fi scos o lucrare, să spunem, printre nu știu câte altele. Dar așa am primit apelul bisericii și atunci, vă dați seama, potrivirea era prea pronunțată, spunem așa, mi-am permis răsfățul pur și simplu să propun ce am crezut eu mai bine că se poate propune pentru ca apologetica să iasă din statutul acesta de cenușăreasă, actual, în continuare. Nici nu știm pe unde să o localizăm prin programa facultăților de teologie. Vă spun sincer, oamenii sunt foarte încurcați cu zona asta de apologetică. Profesorii sunt foarte încurcați. Studenții nici nu mai știu pe unde sunt. Pentru că în unele facultăți apologetica intră în zona de dogmatică, ai apologetică sau teologie fundamentală și teologie fundamentală, adică descoperirea și argumentarea, apărarea fundamentelor credinței, da? Cu ajutorul rațiunii, deseori se vorbește de lucrul acesta, când nu e disciplină separată. Iar când e disciplină separată, sigur că investirea e un pic mai largă, dar întotdeauna, adică cred că a rămas singur, un fel de cenușăreasă, dar știți cum cenușăreasă la care n-a mai venit prințul niciodată, știți, deocamdată cam așa s-a petrecut. Adică tot cauți cumva să oferi oamenilor viață și prin acest fel de teologisire, ori ea era tributară unui mod explicativ, în sensul că, domne, trebuie să le demonstrezi oamenilor că Dumnezeu există. Și lucrul acesta s-a făcut cu mijloace filozofice, depășite. Deci cine citește partea aia, e foarte bun pentru istoria ideilor, dar nu e mai mult decât atâta. Și îl iei pe studentul teolog și spune, învață asta, uite, ăia spun așa, tu spui așa, ăia spun așa, tu spui așa. Mersi, sunt pe grupuri din astea pe Facebook de dialog cu atei și cu nu știu ce, am pierdut șirul la câte idei au și câte idei putem să avem noi. Am discutat odată cu unul care mi-a spus, este pilot de avion. Și am spus să știți că sunteți foarte curajos, să n-aș avea curajul noastră așa să conduc așa. Dar vă dați seama, un ateu, deci un om care era o delimitare așa, așa, n-avea nicio problemă să se pună, cum să spun, în toată dificultatea acelei meserii. Spune, e, părinte, stai, să liniștii că nu eu singur îl conduc, sunt aparatele care mă ajută. Vă dau exemplu de codificare diferită a oamenilor. Și se pune întrebarea, care este cel mai bun apologet astăzi? Bine, încep cu începutul. Dacă nu a ajuns încă n-ar prea simțit-o, acum intru în... Așa. Ascultă. Perfect. Avem apologii în viața bisericii. Adică ceea ce numim noi niște scrieri care se ocupă cu a apăra. A apăra ce? Asta rămâne de lămurit. Vă pun și o întrebare firescă. Îl putem apăra pe Dumnezeu? Da. Da sau nu? E responsorial, da? Dacă întreb, înseamnă că poate avem și răspunsuri. Ce avem noi? Pe cine trebuie să apărăm? Sau ce trebuie să apărăm? Credința. Credința, de exemplu. Da? Credința. Întrebarea e dacă are nevoie. Întrebarea e dacă Dumnezeu are nevoie de apărare. În orice caz,
atât cât putem noi intui, este că se descurcă bine în a se apăra singur. Da? De exemplu, Mântuitorul, când era în primejdie de moarte și s-au gândit cum să-l apere, a spus, da, da, aș putea să cer de la Tatăl atâtea legiuni de îngeri și așa mai departe, dar s-a lăsat în continuare purtat. Nu ai avea putere dacă nu ți s-ar fi dat ție. Da? Deci e o mare taină. De fapt, lucrarea aceasta lui Dumnezeu în lume și prin oameni. Da? Deci, dacă ne uităm la apologiile din viața bisericii, pentru că să știți că există apologii în viața bisericii, adică există scrieri, de fapt au existat intervenții chiar așa orale, să spunem așa, în fața împăraților, celor care conduceau, celor care aveau puterea, erau oameni care de la diverse epoci au luat curajul și au zis, uite, eu vorbesc pentru tuturor, pentru toți, în numele tuturor, să apărăm, pur și simplu, să apărăm ce? Să știți că apologeții apărau vieți. Întâi de toate. Creștinii erau persecutați. Erau martiri. Dacă vă uitați la Sfântul Iustin, martirul și filozoful, și filozoful, da? Martirul e clar. I-au luat viața pentru asta. El a apărat. Filozoful de ce? Pentru că el făcuse toată viața filozofie și a zis cea mai bună filozofie e creștinism. În sfârșit am găsit cheia filozofiei, să spunem, împlinirea filozofiei. Așa că a purtat în continuare mantoul din acela de filozof în societate, a ținut școală de filozofie, dar le vorbea teologic. Îi deschidea către teologie. Și atunci s-a și strecurat în societatea aia care altfel nu l-ar fi acceptat. Nu era ușor să faci școală de creștinism pe vremea respectivă. Da? Cu martirile care erau. Veneau așa perioade repetate, să spunem așa. Există și alte apologii care nu ne sar în ochi. De exemplu, Sfântul Grigorie Palama are niște numitele triade, triade isihas, să spunem așa, triade care s-au ocupat cu afirmarea căi isihaste. Triadele acestea sunt niște scrieri, în franceză sună și mai bine, adică îi sună mai ușor, apropo de apologie, Défense des Saints Isihastes, adică apărarea sfinților isihaști, sfinților care se liniștesc, care se nevoiesc. Da? Deci, aceasta este o apologie. Poate n-a fost văzută în literatura noastră ca o lucrare de apologetică, de apologetică, apologie, vedem imediat diferența, dar cu siguranță este. Pentru că în preambulul ei, n-am mai putut să port cartea cu mine, așa că erau bagajele limitate, dar vă spun ce scrie pur și simplu în prefață, spune, am încercat să nu răspund, să nu mă bag. Da? Era un călugăr Valam care, hai ca să folosim foarte, să folosim un termen academic, vă spun propoziția și pe o traduc, da? Acorda o valoare soteriologică filozofiei. Cu alte cuvinte, considera că trebuie să faci neapărat filozofie ca să mergi pe calea mântuirii. Da? Așa înțelegea el. Și spunea, voi monahilor, dacă nu faceți studii filozofice, monahii și tot omul, până la urmă, orice om, nu vă deschideți către cunoaștere. Și rămâneți în obscuritățile voastre, pentru că la un moment dat devenea aproape acuzator așa și răstălmăcitor. Și Sfântul Grigorie Palama nu l-a băgat în seamă o vreme, așa, dar la un moment dat spune, dar m-am hotărât să scriu Doamne, și se adresează direct în prealbul, Doamne, întărește-mă, dă-mi cuvânt, ajută-mă să pot să răspund pentru a justifica în fața acestui om temeiurile credinței noastre. Da? Deci, el vorbește de apărarea sfinților isihaști, pentru că își dă seama că isihasul mă duce la sfințenie, apără, de fapt, calea prin care ne putem apropia de Dumnezeu, că isihasul nu e altceva decât firescul vieții bisericii de a te umple cu prezența lui Dumnezeu prin calea rugăciunii și prin toată viața bisericii, dar insistând, dacă pot să spun, pe lucrarea rugăciunii, rostirea rugăciunii în tine, da? Și alții spuneau, nu asta e, ci trebuie să faci filozofie. Și el, și Sfântul Grigorie Palama apără în trei triade, în trei scrieri largi, pe puncte, ce spune acela, care este perspectiva duhovnicească. Da? Deci vă dau un exemplu de apologie, de care eu n-am întâlnit până acum, adică poate sunt foarte puțin plimbat prin țară, dar nu prea am auzit, nu a apărut, deci dacă vreți idei proaspete, ar trebui cineva undeva, la o facultate de teologie, să ia, domnule, toți apologeții
și să ia texte din apologiile respective, să le comenteze, să arate un parcurs al apologiilor de-a lungul secolului. N-a făcut nimeni lucrul acesta. Lucrarea aceasta a fost să dăm gust în direcția aceasta. Să descoperim că apologiile, și o să vă spun de ce, sunt de fapt un material teologic fascinant, extraordinar. O să descoperim împreună de ce. Bun. Întrebarea numărul 1. Din moment ce... Vă citesc pur și simplu din Matei. La dregători și la regi veți fi duși pentru mine spre mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți. Fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru care este care grește în voi. Matei 10, 18 cu 20. Mai e o parte la Marcu. Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, ci să vorbiți ceea ce se va, da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteți cei care vorbiți, veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Da? Și, sigur, așa, complementar, cumva, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și o voi mărturisi înaintea Tatălui. Cine se va lepăda și mă voi lepăda. Da? Deci, cam astea sunt reperele din partea lui Hristos. Păi cum să venim noi în fața studenților de teologie să le spunem că e nevoie de o disciplină apologetică care să... ce să facă, trebuie să vedem împreună. Eventual să formeze bune apologeți. Da? Când Mântuitorul ne spune foarte clar, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, nu vă îngrijiți cum sau ce de nici maniera, nici ce conținutul, se va da vouă în ceasul acela, deci asta e inspirația din partea lui Dumnezeu, ce să vorbiți, conținutul, da? Și de fapt nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui. Deci idealul ar fi să avem Duhul Tatălui în noi ca să iasă apologie. Da? Apropo de Duhul Tatălui, scrie aici Duhul Tatălui vostru. Și vă amintiți de cuvintele Mântuitorului după înviere, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru. La Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Da? Așa pune Dumnezeu problema. Și atunci ce să explici studentului la facultatea de teologie că vrei să faci apologet cu disciplina aceasta? Pentru că îți va râde în față, îți va spune, stai, Mântuitorul spune diferit, ați mai inventat o nouă disciplină, nu mai știți ce să mai umpleți aici în program și ne-ați prins cu asta. Iar la Marcu la fel, nu vă îngrijiți dinainte, deci nici măcar nu te lasă să te ocupi înainte, da? Nu vă îngrijiți dinainte. Adică, de fapt, nu spune nădejdea în ceea ce pregătești înainte. De fapt, aici este nuanța. Da? Nu te baza pe faptul că dacă ai îngurgitat 20.000 de chestii, cum aș veni eu aici, am pregătit, am niște chestii pe care vi le citesc și atunci sunt liniștit pentru că aici vă voi livra ceea ce am pregătit din timp. Și atunci sunt acoperit. Ies bine. Am mai bifat o bună intervenție la Constanța. Nu. Știți care este metoda mea? Care e metoda bisericii. Sigur, uitați. Nu puteam să-i fac figura asta. M-am pregătit un pic. Da? Dar, în realitate, totul se naște aici. Se naște aici. Da? Adică mi-am lăsat toată libertatea, discursul meu nu a urmărit nicio prefabricare de acasă, ci totul se naște aici. De ce oare? Pentru că Dumnezeu e aici. Și nu știe El cel mai bine ce am de spus. Deci vedeți, principiul acesta funcționează. Să știți că în funcție de cine este în sala aceasta, în acest moment, așa se naște cuvântul meu. În funcție de oameni de aici, în mod foarte precis. Și de cine știe Dumnezeu că va mai ajunge cuvântul, pe unde va mai ajunge. E precis lucrul acesta. Dumneavoastră stârniți cuvântul. Cei care sunteți aici. Nu alții. Și știu lucrul acesta de la predici, de la toată viața mea, de pe oriunde intervin. De-aia nici nu trebuie să pregătești enorm de acasă. Trebuie să fii prezent. Da? Bun, revenim. Nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, în sensul că nădejdea este în ceea ce se naște în momentul respectiv. Se va da vouă în ceasul acela, și eu acum aștept de la Domnul să se petreacă lucrurile așa cum trebuie. Nu voi sunteți, ci Duhul Sfânt. Hai să vedem cine ar putea fi apologetul ideal pentru viața bisericii. Cine ar fi? Conform acestor cuvinte, cine ar putea fi? Cum am putea identifica apologetul desăvârșit pentru viața bisericii? Ce ar trebui să fie sau să poarte omul respectiv? Pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Deci,
Putem, pe de o parte, să nu facem absolut nimic, dacă calea pe care am ales-o prin viața bisericii ne umple de Duhul Sfânt. Punct. Dar ca să vedeți cât de redutabile sunt lucrurile, un sfânt contemporan, Sfântul Sofronie Saharov, spune, ca să faci, în dialog cu Ieroteos Vlachos, episcop, ca să faci misiune ortodoxă astăzi, cu adevărat, îți trebuie două ingrediente. Repet asta foarte des. 1. Prezența Duhului Sfânt. Și 2. Să vorbești limba culturilor cărora le adresezi cuvântul tău, misiunea ta. Adică dacă te duci în mijlocul triburilor Masai, trebuie să le știi limba, să înțelegi cultura și să-i simți pe oamenii aceia și să fii plin de Duhul Sfânt ca să poți să le transmiți într-un Duhul Sfânt. Atunci e valabil. Fac o paranteză. L-am întâlnit pe cel care gestiona mai multe țări africane, un episcop, acum ani buni, în Coreea de Sud, m-a trimis în altul, și l-am întâlnit pe cel care gestiona problema tribulor Masai. Și mi-a zis așa, au fost alții înainte, au încercat să le schimbe cultura, n-a funcționat deloc. Am ajuns și eu, s-a făcut ca ei, da? Și la un moment dat are de convertit, de botezat un adult Masai. Spune, ce mă fac cu ăsta? Nu cu ăsta, spune, ce mă fac cu omul ăsta? Că e poligam. Eu îl botez, dar cum îl împărtășesc? Păi, cum fac cu el? Și spune, mi-a venit în suflet așa o simțire cum că nu te îngriji tu de lucrurile. Tu fac lucrarea lui Dumnezeu și are grijă Dumnezeu așa pe mai larg. Și îmi spunea bucuros acum, unii din copiii lui îmi sunt preoți azi în tribul Masai. Da? Deci l-a botezat, l-a convertit. Sigur că unele lucruri se transformă în mai multe generații, nu se transformă instantaneu. Dar trebuie să ai răbdarea cu materialul acela uman, cu oamenii aceia. Da? Închid parantezele astea, deci revenim. Deci dificultatea noastră e că venim în fața, de exemplu, studentului teolog și spunem, e o disciplină apologetică. Disciplina aceasta apologetică, așa cum a fost făcut până acum, fără să dau vina neapărat pe scolastică, da? Dar pur și simplu constatăm că așa cum a fost făcută, din punctul nostru, îndrăznesc să spun, de vedere, nu corespunde etosului, simțirii, percepției, dacă putem spune așa, specific ecleziale. Adică sunt discipline unde simți duh de viață, de exemplu, ascetica și mistica, care era cursul părintelui Dumitru Stăniloae, care face o sinteză practică a filocaliei și unde pur și simplu simți că și la dogmatică, de altfel, spune, m-am străduit să ofer înțelegerea dogmatică în raport cu, cu năzuințele adânci ale sufletului uman. Adică, vedeți, toată teologia este un răspuns la nevoia de viața omului. Nu există altă teologie. Da? Teologia noastră nu e filozofare de ordin religios. Teologia noastră este cuvânt care se naște din experiență și care provoacă experiență. Și sigur, mai greu poate de făcut lucrurile acestea, de exemplu, când ai niște constrângeri de ordin academic. Da? Dar nu e imposibil, absolut deloc. Poate să fie în același timp o parte, să spunem, științifică și o parte duhovnicească. Dar dacă te rezumi mai la partea științifică, riști să omori partea duhovnicească. Sau invers, dacă e doar partea duhovnicească, nu corespunzi criteriilor academice, de exemplu. Dar se poate. Deci, ajungem împreună la concluzia că cel mai bun apologet este cel care îl are pe Duhul Sfânt. Iar Sfântul Sofronie Saharov ne spune că nu este suficient ca să fie un apologet sau cel puțin un misionar, seamănă un pic, da? Ci că trebuie să vorbești și limba celor cărora le adresezi conținutul învățăturii tale. Seamănă un pic cu ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel, că decât să vorbească unul nu știu câte limbi, mai bine să vorbească mai puțin, dar în limba în care o înțeleg oamenii. Da? Deci contează aspectul acesta, să știi. Dar nu e vorba numai de limbă, de exprimare, ci trebuie să te intersectezi cu preocupările acelor oameni. Adică să vezi unde le e inima, ca să te întâlnești cu inima lor. De exemplu, la un moment dat, pe noi, în alt răsfințit, ne-a trimis pe toți, de-aia am ajuns pe Facebook. Ne-a zis, oamenii sunt pe Facebook, mergeți către ei.
Așa s-a inventat Facebook, până atunci, la mine. Până atunci îl ocoleam cât puteam, nu atinsesem, nici nu știam ce e aia prea bine. Așa. Când mi-a zis, într-un an, doi, am început să fiu atât de prezent că se vedea lucrul respectiv. Și sigur că ne-a ajutat foarte mult lucrul acesta. Și mai ales și în pandemie a fost foarte mult. Deci, ca să vedem un pic dificultatea sau proba pentru noi până la urmă, este faptul că dacă ne luăm după cuvintele Mântuitorului, suntem cumva în încurcătură, în sensul că El nu ne spune faceți studii ca să deveniți buni apologeți. Singurul lucru trebuitor, vedem, este să simțim prezența Duhului Sfânt în noi. Și atenție, sunt mișcări în diverse culte care de-abia așteaptă mișcări harismatice, caută cu tot din adinsul să fie tot felul de simțiri, de trăiri, de stări, de nu știu ce. Noi nu căutăm așa ceva. Eventual, ele să ne caute pe noi dacă e cazul să îngăduie Dumnezeu așa ceva. Dar în același timp trebuie să fim într-o simțire că suntem în lucrarea Duhului Sfânt. Există vreun criteriu care ne dă siguranța că Duhul Sfânt este cu noi? Știe cineva vreun criteriu? Să fim siguri. Gândul bun. Altă propunere? Pacea, împărtășania. Criteriul prezenței Duhului Sfânt este adevărul. Adevărul. Este Duhul adevărului. Pilat întreabă ce este adevărul. Cine este adevărul? Da, dar el a întrebat ce este adevărul. Adică nu pot să am pretenția din partea oamenilor să se sezizeze realitățile care se descoperă prin descoperire. Aia e dificultatea apologeților, să spunem așa. Sfântul Irineu de Lugdurum, știți, a spus unde este adevăr este Duhul Sfânt, unde nu mai este adevăr, nu mai este Duhul Sfânt. Da, și adevărul pentru noi este Hristos. Da? Adevărul pentru noi este Hristos. Că chiar îl numim Duhul Adevărului. Deci e o evidență. Sfântul Siluan a tonit în contemporaneitate. Ne spune așa. Și, de fapt, prin Sfântul Sofronie Saharov către noi, că concret, pentru noi mă refer, nu în general, pentru noi. Dacă ajungi să-L iubești pe vrășmașul tău, dacă ai, bineînțeles, dar probabil că avem. Da? Dacă ajungi să-L iubești pe dușmanul tău, sigur lucrează Duhul Sfânt în tine. Da? Iată un criteriu care e aproape obiectiv, să spunem așa. În rest, ne ducem către Scriptură. Roada Duhului este pacea, îndelungă răbdare, blândețea, bunătatea și așa mai departe. Deci, vedeți, s-au dat cumva niște repere. Da? De ce ne interesează lucrurile acestea? Pentru că ne dăm seama că fie apologetica, fie preocuparea cu apologetica, fie apologiile, necesită din partea noastră efectiv prezența Duhului Sfânt. Da? O să vedem imediat cum alimentăm prezența Duhului Sfânt în noi. Deci. Nu vreau nici să vă obosesc, încerc să găsesc un echilibru. Sunt câteva cuvinte cheie care ne interesează. Apologie, apologetică, relația dintre cele două, apologet. Da. Există scriere apologetice. Există apologeți. În biserică, dacă Mântuitorul îmi spune că Duhul Sfânt este Cel care inspiră cuvântul unui apologet, ce ziceți? Este important să ne atingem prin lectură, prin aprofundare, prin simțire de astfel de cuvinte? Ne sunt de folos? E evident. Da? Deci, propunerea mea, noastră, colectivă sau așa, de apologetică, ce este apologetica? Apologetica este disciplină. Noi am avut această disciplină, v-am spus, deseori în sensul de argumentare existenței lui Dumnezeu cu argumentele rațiunii, deseori autonome. Adică celălalt nu servea argumente teologice, da? Trebuia să mergi pe paradigma lui. Dar noi ne dăm seama că cum să-L mărturisești pe Dumnezeu dacă nu ești animat de Dumnezeu? Da? Deci, eventual, dacă, și mi s-a întâmplat, când discuți cu un om de știință, să spunem, care este ateu, dau un exemplu oarecare, nu e sigur că e ateu, dar se poate întâmpla, el are exercițiul profesional al științei și are o interpretare de ordin filozofic, metafizic, a datelor științei, o viziune asupra vieții. Și în registrul acesta de viziune asupra vieții te poți intersecta cu el.
tu cu o abordare teologică, el cu o abordare filozofică, metafizică sau orice alt fel de abordare. Acolo se întâlnesc. Nu te întâlnești la strict datele științei, că datele științei se cer interpretate. Și în registrul interpretării te întâlnești cu el. Din cauza aceasta, un om credincios, cu aceleași date ale științei, vede lucrarea lui Dumnezeu și se deschid toate către Dumnezeu, iar celălalt se potignește în ele. Pentru unul este totul opac și spui, ne-am oprit aici că asta este fundamentul materiei și al energiei și așa mai departe, și celălalt spune, stai puțin, dar astea sunt cumva transparente, îți dai seama de niște realități în spate. Vă fac un mic exercițiu, a apărut în contemporanitate, am mai discutat data trecută, nu lungesc absolut deloc, acel principiu antropic, adică în care și-au dat seama că constantele acestea universale, zeci, sute de constante, dom'le, prea sunt bine calibrate. Nu se poate să se fi potrivit atât de bine la întâmplare. Din punct de vedere probabilistic, conform probabilității matematice, probabilitatea să se fi potrivit toate atât de bine cu altele, astfel încât Universul fie exact versiunea pe care o cunoaștem, este practic zero. Comparat cu, spuneam și altădată, cu un arcaș care trage de aici până în capătul celălalt al Universului o săgeată și numerește o monedă mică. Atât de zero, practic, este probabilitatea ca lucrurile să fi venit din întâmplare. Pentru că nu se putea. În mulțimea de posibilități putea să o ia în toate direcțiile Universul nostru. Da? Și omul de știință care nu vrea că spune, stați, nu pot să primesc lucrul acesta, că îl introduceți pe Dumnezeu în câmpul nostru de cercetare. Spune, a găsit o soluție. A, într-adevăr, suntem într-un univers unde s-au petrecut lucrurile uimitor. Nu avem explicație. Suntem în versiunea bună. Dar mai sunt o infinitate de universuri pe lângă pe care noi nu le știm, unde lucrurile au mers prost. Și noi am nimerit exact la unde au mers bine. Pot să caut la nesfârșit cu mintea tot felul de tertipuri din acestea. Dar nimic nu arată în universul nostru care există alt univers. Sigur, numai în SF găsești cu universuri paralele. Și în facultate de teologie câteodată. Fiecare cu universul lui. Până se intersectează universul, le ia un pic de timp. Deci, vedeți, închid paranteza aceasta, apologetică este o preocupare a noastră în viața bisericii. Asta e pledoaria și mărturia mea asta. În viața bisericii trebuie să ne preocupăm. Avem ce face cu preocuparea aceasta apologetică. Pentru că au existat apologii. Așa cum există teologia dogmatică, care este teologisirea dogmelor, care sunt niște afirmații teologice condensate adânci despre cine este Dumnezeu, așa putem să avem teologisirea apologiilor, adică dezvoltarea prin cugetare, prin reflexie, prin experiență a conținutului numai de idei, de simțire, de trăire, de mărturie, de manifestare al lui Dumnezeu, da? Dezvoltarea aceasta chiar și în facultățile de teologie prin disciplina numită apologetică. Așa, disciplina e veche, pe zona scolastică, așa în partea apuseană, este de mulți ani. Și noi am importat-o, să știți că un import. Ne-am trezit cu disciplina aceasta că am zis să fim și noi în rând cu lumea. Ei sunt avansați, să fim și noi. Dar vedeți, a rămas cam ultima. Și de-aia aveam neastâmpărul acesta. Binecuvântați. Unde mă trimiteți să sar? Se pare că ar fi un loc. Mulțumesc, bine. Că sunteți aici. Uitați tot ce am spus, să iau de la capăt. De la ultima propoziție. Deci, repet, așa cum avem dogme în viața bisericii, adică niște condensări extraordinare teologice care ne vădesc ceva din taina lui Dumnezeu și de care avem nevoie neapărat, pe cât putem noi să le purtăm și să le înțelegem, să le simțim, să le trăim, să fie ale noastre. Și Părintele Dumitru Stăniloae spunea că a tâlcuit aceste dogme în raport cu năzuințele adânci ale sufletului uman. Adică el a resuscitat, dacă pot să spun așa, abordarea dogmatică, spunând dogmele acestea care par câteodată foarte abstracte, au o legătură cu devenirea sufletului, cu cine este fiecare om în parte. Așa cum Hristos este un răspuns uman, dumnezeiesc uman, pentru tot omul, pentru oricine. Deci așa cum în
teologia dogmatică, înțelegem demersul acesta de teologisire a dogmelor, adică de frământare pentru nevoințele, pentru nevoile oamenilor a conținutului dogmatic, există această propunere făcută cu ani în urmă, cu binecuvântarea prefericitului și colectivul acesta și, sincer, îmi asum ideea aceasta, care o spun în continuare, fost imboldul, să spunem așa, de a propune apologetica ca disciplină care se ocupă cu teologisirea apologiilor care, am văzut împreună, sunt niște scrieri sau niște mărturii externare, pentru că ați văzut în viața bisericii, Mântuitorul ne-a încurajat să le vedem ca fiind lucrarea Duhului Sfânt prin oameni, în cazuri foarte concrete în istorie. Da? Deci dacă sunt cuvinte inspirate de Duhul Sfânt, nu suntem nici de cum în pierdere, ca în facultățile de teologie și nu numai, desigur, da? Să dezvoltăm lucrurile acestea, să le împropriem, să ni le avem cumva de suflet, să le trăim și la rândul nostru să ne formăm spre a putea să mergem cu ceva în continuitate cu acești părinți. Da? Deci asta ar fi, să spunem, propunerea de sau reinventarea sau redescoperirea, că până la urmă ar fi descoperirea ceva ce poate să fie foarte vechi până la urmă în viața bisericii, da? De simțire a apologiilor ca cuvinte inspirate care necesită tâlcuire și să fim la școala lor. Da? Să fim la școala apologiilor. Mergând așa oarecum spre o încheiere, deși ore în șir aș putea să ating problema aceasta, de fapt, sunt două aspecte fundamentale care pot fi făcute. Pe de o parte, descoperirea ceea ce a fost în trecut. Dar vedeți, biserica nu ne orientează spre trecut. Biserica ne orientează spre un azi cu valență de veșnicie. Adică, trăind azi vei fi cu mine în rai. Da? Ești un viitor, dar ești un azi. Dă-ne nouă să împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Da, dar eu mă vrătășesc acum. Dar sunt cu proiecție către veșnicie, către cine voi deveni mai deplin. Deci toate lucrurile se petrec azi. Deci nu ne este indiferent că e azi. Azi este timpul nostru. În acest azi învățăm ce s-a petrecut în trecut, adică într-un azi petrecut în trecut, tot cu valențe spre veșnicie. Și deopotrivă pregătim posibilitatea noastră de a întâmpina nevoile bisericii. Și atunci, nu numai că apologetica aceasta ar fi foarte bună să ne facă să ne intersectăm cât mai deplin cu aceste scrieri inspirate, să le studiem, să le pătrundem conținutul ideatic, dar dincolo de idei să ne impregnăm de Duhul în care au fost scrise, iar astăzi, la rândul nostru, să ne punem la școala acestor mărturisiri și să creștem și noi în Duh, adică în continuitate cu lucrurile acestea. Adică să devenim apologeți. Ce spuneam la început? Cine este cel mai bun apologet? Cel care are prezența Duhului Sfânt. Deci se poate întâmpla astăzi ca, de exemplu, un om care nu are niciun studiu să fie un foarte bun apologet, că vine oricine la el, cum era la Sfântul Antonie cel Mare, veneau filozofii și spune, uite, eu nu știu să vă răspund la toate astea, nu așa, dar erau niște oameni care erau cu probleme, așa spune, dar uite, făcând semnul Sfintei Cruci, și le-a arătat pur și simplu, uite, oamenii ăștia sunt cu... Le-a făcut semnul Sfintei Cruci, a vindecat și ei au fost copleșiți, da? În viața Sfântului Spiridon, de exemplu, cum au tăcut detractorii respectivi? În clipa când a făcut minuni și au spus, până aici cine a fost cu argumentele. Acum e o copleșire. Deci avem nevoie de adeverirea Duhului în noi. Dar adeverirea aceasta, și asta e important pentru facultățile noastre, nu exclude neapărat studiile noastre și toată pregătirea pe care o putem avea. De ce? Pentru că apare partea a doua de care v-am spus la Sfântul Sofronie Saharov, să vorbești limba culturilor în mijlocul cărora îți manifesti mărturisirea. Ori, omul de știință este pe un anumit limbaj, o anumită limbă. Da? Nu numai omul de știință, am dat un exemplu oarecare. Sunt atâția oameni cu atâtea culturi diferite. Există cultură de antrepriză, de exemplu. Intri în întreprindere, nu știu, în Franța așa vedem cel puțin, din astea transnaționale, au cultura lor. Deci când ai intrat și pe tiparul cultural al lor. Și se pune întrebarea cum să intri în interiorul culturii respective
și să fii tu însuți, să nu te deformeze, în timp, zic așa, în imediat zici că ești bine. Și să poți să mărturisești să se schimbe ceva. Cultură de spital, de exemplu. În spital au o anumită, hai vă spun una proaspătă, ce am aflat și eu. Un părinte, de-al nostru, e protopop undeva în față. Spune, într-un spital li s-a schimbat rânduiala. Cum așa? Spune, am fost chemat într-un spital de către o doamnă care era un copilaș care era atât de bolnav încât i-au zis, opriți-vă, oprește-i viața. Și femeia asta le-a spus, eu vă spun că nu vreau să fac lucrul acesta, dar uitați, ca să fiu sigură, îmi întreb duhovnicul. Și ăștia s-au minat, nici nu știau ce e duhovnic. Cine e duhovnicul ăsta? Păi duhovnicul meu, uitați, o să mă pun în legătură și vorbesc cu el. Și vorbește cu duhovnicul și duhovnicul, adică părintele care îmi spunea, i-a spus ce trebuie să-i spună și femeia a spus, uitați, duhovnicul nu-mi dă voie să fac lucrul acesta și nu-l voi face. Ăștia uimiți. Bun. Până la urmă, ce s-a întâmplat? Copilașul acela s-a născut, sigur, nu a supraviețuit, a trăit foarte puțin. Duhovnicul a venit în spital și a botezat copilul. Da? După aia copilul s-a săvârșit din viață și atunci, bun, mila lui Dumnezeu și bucuria să se săvârșit un copilaș botezat. Dar ce s-a întâmplat cu oamenii de acolo? Păi nu știu cum i-au făcut o poză când se precipita părintele, alerga pe culoarele acelea și cu copilul lui mică nu avea unde să-l lase. Și cu asistent, așa și mai departe, și în poza aia a ieșit că ei se îndreptau spre o lumină mare. Dar, cum să spun, știm spitalul și nu e, adică nu e un artefact din acesta de lumină că s-a văzut nu știu cum în poză. Deci, pur și simplu, au văzut o lumină. Și spune, au fost atât de impresionați, dar numai că au fost impresionați că una e să vezi o lumină într-o poză. Bun, până la urmă spui că e un defect acolo. Dar ei au avut o simțire aparte în spitalul respectiv. Și medicul respectiv, după tot ce s-a petrecut, îi spune părintului să știți că de acum, în acest spital, ne-am reorientat strategia. Vom spune tuturor familiilor să încerce să țină copilul chiar și în condițiile acestea. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat aici. Dar cu siguranță a dat Dumnezeu și o simțire a inimii, numai în poză s-a întâmplat ceva. Și vedeți? Asta este un gest apologetic, dacă putem spune așa. Da? Mărturisirea adevărului. Mărturisirea pur și simplu prin trăire. A cine sunt eu? Și ce fac eu? Fără stres de ce s-ar putea întâmpla. Și avem nevoie de curajul acesta. Exact. Pentru că nici eu nu l-am tot timpul. Da? Adică sau curaj, să spunem. Întotdeauna e o estimare ce câștigi, ce pierzi, cum e și așa mai departe. Da? Complicat. Ar trebui pur și simplu să fim în Dumnezeu, să funcționăm astfel încât să fim în firescul. Uitați, dacă eu sunt, eu așa sunt. Și punct. Și s-a terminat. Acum s-a prins mult mai mult curaj în Occident. Stați liniștiți că de când cu musulmanii care n-au stresuri ca noi, așa, și noi suntem liniștiți, n-am mărturisit la rândul nostru, pentru că la un moment dat, după ani de zile, te înveți că asta sunt, asta e identitatea mea, asta mărturisesc și nu mai e nicio problemă. L-am învățat noi de la alții. Înțelegeți? Că altfel eram cu minți să nu stresăm. Și sigur, sunt și exagerări care îmi trebuie urmate. Bun, deci închizând așa toate aceste paranteze, să reținem, fac esențialul. Apologetica egal, posibil egal, da. Teologia apologiilor. Apologetul este cel care este, cel care caută cel puțin prezența Duhului Sfânt în el. Și deopotrivă vorbește limba celor în fața cărora se prezintă cu apologia respectivă sau cu mărturisirea respectivă. Școala apologetică într-o facultate de teologie este să-mi descopere filonul acesta care nu e numai în perioada apologeților la începutul bisericii, ci traversează istoria întreagă. Eu v-am dat exemplu cu Sfântul Grigorie Palama, da, cu disputele mite, disputei isihaste, da, și cu triadele lui. Și să nu ne considerăm noi că suntem mari apărători ai nu știu ce, ci cu smerenie pur și simplu să ne căutăm pătrățica noastră. Dar dacă de treabă, dar dacă primim apel, chemare din partea bisericii, să dăm mărturie, cum spunea Sfântul Grigorie Palama, despre temeiurile nădejdii noastre, să fim pregătiți să o facem. Și cu limba celorlalți și cu limba preocupărilor, dar și cu starea noastră în biserică. Și îndrăznesc să spun că încărcarea noastră cu prezența Duhului Sfânt se produce în felul următor. La botez, prin cinzecimea personală,
adică prin mirungere, atunci primesc pogorârea Duhului Sfânt asupra mea, și la fiecare liturghie, și aș îndrăzni chiar să extind la toate tainele bisericii, spunem, cerem la liturghie să se pogoare Duhul Sfânt peste noi și peste aceste daruri. Și când mă împărtășesc cu darurile euharistice, primesc deopotrivă simțirea și prezența Duhului Sfânt. Și aceasta este cincizecimea repetitivă. De-aia în Africa au început să facă treabă în clipa când au început să liturghisească. Cât timp le-au povestit, nu se mișcau lucrurile. Și aici asta ne tragem și noi seva în Occident, de-aia slujim des, ne împărtășim, ne ținem cât putem, pentru că asta efectiv ne transformă posibilitățile sufletești în a da mărturie. Prin viața noastră, nu prin, nu știu ce, slogane și strigături, prin cum suntem noi. Mulțumim, Părinte Prodecan, pentru cuvântul pe care ne l-a spus astăzi. După cum am spus la început, în introducere, apologetica și spiritualitatea ortodoxă sunt cele două discipline care au fost interzise în timpul comunismului, pentru că, după cum ați înțeles, apologetica este disciplina care vine cu argumentare rațională pentru a dovedi cele nevăzute, dar, pe de altă parte, spiritualitatea este mult mai profundă, pentru că ea te învață cum să îl simți pe Dumnezeu, cum să trăiești în Dumnezeu, cum să ajungi chiar la vederea lui Dumnezeu, și deja asta este mult mai mult, este copleșitor și deja desăvârșește apologetica. De altfel, în cuvântul Părintelui de astăzi ați văzut că tocmai asta a și făcut, o conexiune strânsă, așa cum se cuvenea și așa cum s-a făcut în epoca primară, între apologetică și spiritualitate, pentru ca să poată fi cu, în mod deplin, cuvântul Mântuitorului Hristos transmis și de asemenea să poată fi înțeles și acceptat de către noi credincioși. Apologetica de astăzi, disciplina aceasta și manualele pe care vi le-am prezentat, sunt mult mai ample, după cum am spus, pentru că problemele de astăzi sunt mult mai complexe și mai multe față de perioada patristică și a apologeților, și ca atare este necesar să se dezbată toate problemele societății, pentru că astfel să venim și să combatem și, de asemenea, în primul rând, combatem prin exemplu personal, să cunoaștem noi înșine cum să ieșim din aceste situații și cum să le respingem noi, pentru că după aceea și ceilalți din jurul nostru să facă același lucru. După cum vedeți, am pregătit un PowerPoint și pentru astăzi, cu mai multe slide-uri, care prezintă idei principale din aceste două volume de apologetică, și am căutat să surprind ceea ce și Părintele ne-a transmis astăzi, pentru ca să fie mai ușor de reținut pentru toți. Conferința de astăzi, Părintele a vrut să o numească altfel în trecut, deja deci suntem la al treilea titlu, sau primul, să zicem, perfecționat. La un moment dat a vrut să numească această conferință ceva legat de coordonatele pneumatologice ale apologeticii, dar, pe de altă parte, la un moment dat a numit-o Dumnezeu nu are nevoie de avocați, ci de martori. Acești martori trebuie să fim noi, prin trăirea în Duhul Sfânt, așa după cum ne-a spus, pentru că, după, nu mai țin minte cine ne-a spus exact, un preot profesor în facultate eram, ne-a spunea că noi suntem martorii învierii lui Hristos. Noi care am pus mâna în coasta lui Hristos, am văzut pe Hristos înviat. Noi care am primit botezul lui Hristos, am văzut pe Hristos înviat. Deci, pur și simplu, prin botezul pe care l-am primit în numele Sfintei Treimi, și noi am pus mâna în coasta lui Hristos și noi am văzut pe Hristos înviat. Deci, acesta este statutul de apologet pe care Hristos îl vrea de la noi. Nu să fim niște avocați care să ne certăm pe cuvinte, ci să fim niște trăitori în Duhul Sfânt, pentru că astfel nimeni să nu ne mai poată combate. Cum spunea în al preasfințitul Serafim Joantă, pot să fie în jurul meu mii de oameni care să spună că nu este Dumnezeu, pe mine nu mă interesează pentru că eu îl simt. Mulțumim, Părinte Prodecan, pentru cuvântul de astăzi. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți acum, cât aveți oportunitatea, față către față, pentru că după aceea va trebui să comunicați cu Părintele online. Părinte, să pun și o întrebare.
Sfântul Ignaț Bina Cianino vă spune ceva despre înșelare într-o carte de a Sfântului, în care prezintă o idee și o ipoteză că tot omul este înșelat doar cu căderea în păcat a lui Adam. Și toți oamenii sunt înșelați în anumite privințe, în multe privințele, poate că și să fim ucis de ignoranță și, adică să, cumva să fim lovit de ignoranță, dar ideea este că cum am putea fi niște apologeți și a dori să mărturisim adevărul Dumnezeu în fața unor oameni care sunt refractari sau, adică, putem mărturisi oricui, să fim apologeți, adică oricui, oricui oameni, fără a fi lovit de egoismul nostru care ne spune că nu ne ascultă acei oameni. Deci, cred că am sesizat un pic. Avem un sfânt contemporan foarte, foarte simpatic, foarte tonic, Sfântul Porfirie. Da? Cum citești, cum te apucă bucuria? Tratează lucruri adânci într-un mod cât se poate de simplu. Fac o mică excursie așa pe la Constantin Brâncuș. Unul din aforismele lui spune așa că greu nu e să faci o operă, ci să te pui în starea de a o face. Căutarea noastră e să fim. În clipa în când suntem, devenim și mărturie în jurul nostru. Trebuie să precizez un lucru. Față de toate celelalte discipline, apologetica se ocupă cu aceste apologii care sunt adresate, sau erau adresate în special, în exteriorul bisericii. Toate celelalte producții teologice sunt pentru edificarea, în general, a poporului Dumnezeu, în interiorul bisericii. Apologiile erau, cel puțin la început, orientate către cei care nu cunoșteau viața bisericii. Da? E o diferență. Dar tot inspirat trebuie să fii. Pentru că tu trebuie să răspunzi unor oameni care nu au minimele repere și numai Dumnezeu te poate inspira conform realităților lor lăuntice despre cum să le prezinți. Deci, revenind acum la ceea ce spuneți. Sfântul Porfirie ne spune foarte clar: ocupă-te de Hristos. Toată atenția ta să spire spre Hristos. Nici nu vrea să audă cu dai sânge, primești Duh. Spune, nu te preocupa de lucruri foarte complicate. Un singur lucru trebuiește. Adu-L pe Hristos în tine. Adică pui lumina în tine, fuge întunericul. Dacă se întâmplă lucrul acesta cu fiecare dintre noi, devenim cea mai bună mărturie pentru ceilalți. Ca îndemn de viață. Înțelegeți? Pentru că slava lui Dumnezeu este omul purtător de Dumnezeu. Da? Un om care e trăitor de Dumnezeu, îl exprimă cumva pe Dumnezeu prin toată trăirea lui, prin ceea ce este. Și asta este cea mai eficientă, să spunem, mărturie. Cum se face lucrul acesta? Viața bisericii în întregimea ei mă învață. Da? Deci nu intrăm acum în amănunte. Dacă trebuie să spunem tuturor și fiecăruia în parte să fim noi mari apologeți, nu, eu nu propun nimic. Eu trebuie să primesc o chemare din partea bisericii ca să mă apuc să fac nu știu ce. Deci nu mă voi duce acum brusc pe Facebook că mă apuc eu să fiu marele apologet, da? M-au luat și pe mine, m-au scuturat un confrate mai în vârstă ca mine. Dar cine te vezi? Cine te crezi tu? Te-ai apucat? M-a apucat semn. Dar el nu știa că eu eram blindat cu binecuvântarea înaltului care mi-a spus sunt pe Facebook, ieși în întâmpinarea lor. În cauza asta făceam. Atunci eram liniștit. Deci vedeți ce înseamnă să fii în bunul tău rost, da? Și o ultimă idee apropo de ce spuneți. Gândiți-vă de Paști ce se întâmplă. Aici, un alt preasfințit, preoți, se răspândește lumina pascală, da? Deci, unul e aprins, se aprinde altul, se duce până departe, da? Așa trebuie să fim și noi. Dacă eu reușesc să fiu un om aprins lăuntric, se va aprinde și altul de la mine. Dacă sunt un stins, ce să-i vorbesc eu despre apologie și despre ce îi vorbi eu lor? Da? Deci trebuie să fiu eu conectat, branșat la viul acesta, la viața aceasta. Iar combustibilul, la școala Sfântului Serafim de Sarov,
combustibilul, am revenit din nou, din lămpile acelea ale fecioarelor nebune și înțelepte, ce era combustibilul acela? Prezența Duhului Sfânt în nou. Da? Deci vedeți, iar revenim. Deci ca să fii aprins în Hristos, trebuie să ai combustibilul dumnezeiesc. Da. Altă întrebare? Dacă aveți, vă rog. Dacă nu vă adresez una până una alta, e frumos să vorbim despre fizică. Știm că apologiile vechi care au apărut înainte de perioada comunistă vorbeau foarte mult de argumente științifice, dar apologetica actuală ne-a învățat că trebuie să ne aplicăm asupra tuturor problemelor societății. Două probleme m-au convins să vă întreb acum, care sunt tratate în aceste manuale, și anume faptul că din evul mediu se pare că știința a început să meargă mână în mână cu hermeneutica, cu magia, lucru care ar trebui să ne lămurească și să nu ne mai surprindă faptul că vedem atâtea filme venite din Occident pentru copii, în care se vorbește de acte magice și chiar filme pentru adulți. Se propagă atât de mult această practică demonică și care nu face bine nimănui. Și ce puteți să ne spuneți despre asta? Și în al doilea rând, o altă problemă, cum să combatem consumismul, pentru că e o problemă destul de gravă, am ajuns să credem că asta este ceea ce ne face să fim remarcați în lume, că dacă cumperi, ești cineva, deci existi, așa cum spunea o parafrazare la Descartes, și ajungem să nu mai simțim pe Dumnezeu de atâtea lucruri pe care le consumăm cu rost și mai ales fără rost. Mulțumesc de întrebări. Deci, în ceea ce privește magia, cred că lucrurile sunt foarte limpezi la ora actuală. În clipa când faci știință, știința are o neutralitate, ca să spunem așa. Deci lucrurile, adică începând cu modernitatea, avem parte de o știință care este în principiu la adăpost, să spunem, de amestecuri ideologice în ea sau tot felul de tendințe. Dar trebuie să știm că în trecut, de exemplu, sunt oameni mari de știință, așa cum au existat nume extraordinare în știință, care au fost niște oameni credincioși. Să știți că oameni de știință, dacă, de exemplu, nu sunt credincioși, au niște căutări așa metafizice și încearcă cumva să-și explice lumea și au o viziune asupra lumii care se inspiră din tot ce oferă cultura momentului. Și se poate să existe anumite amestecări de felul acesta. Însă cred la ora actuală, sincer, că știința așa cum se face în lume la ora actuală, prin peer review, prin toate procedeile acestea, să spunem așa, academice, suntem cumva puși la adăpost de intruziunile acestea. În sensul că oricine poate să vină pur și simplu și să dea peste cap cel mai frumos articol dacă cumva are adăugiri de felul acesta, prin faptul că arată inconsistența lor, să spunem, din punct de vedere științific. Însă, remarca noastră este foarte importantă în ce sens. De exemplu, Stephen Hawking, care era un ateu declarat și convins și militant și așa mai departe, toată viața lui a vorbit de Dumnezeu. Dumnezeu așa cum îl înțelegea el. Era un Dumnezeu fabricat după chipul și asemănarea lui cumva așa. Adică cum putea el să-l înțeleagă. Dar vreau să spun că preocuparea exista. Deci să știți că în sufletul oricărui om există o căutare, o tânjire, o dezbatere, să spunem lăuntric așa, despre realitatea profundă. Și unii își explică în diverse chipuri și unii ajung și în zona aceasta să amestece lucrurile. Dar este în registrul interpretativ și nu în registrul strict al datelor științifice, unde nu a rezistat nicio clipă să se adauge lucrurile respective, pentru că ar fi demontat imediat de confrații care cercetează împreună. În ceea ce privește consumismul și altele astăzi, dacă mă întrebați pe mine personal, răspunsul este foarte simplu. Dacă nu avem o atitudine lăuntrică, că fiecare zi este ceva lăsat de la Dumnezeu, spre efectiv aduce ziua respectivă cu Dumnezeu și a câștiga folos din ziua respectivă, astfel încât când te-ai dus la culcare să poți să te culci ușurat și bucuros că s-au întâmplat lucruri minunate în ziua, sau bune cel puțin în ziua respectivă, dacă nu-ți câștigi zilele așa,
zilele se pierd. Da? E ceea ce numim un fel de asceză personală. E, asceza asta personală este absolut necesară. Pentru că dacă nu, există excesele de orice fel. Există exces de telefon, exces de consum, exces de mâncare, exces de viață de cuplu, exces de exces, tot felul de excese. Și e ca la pian. Or fi sunete, dar mai sunt și pauze. Da? Adică, cumva trebuie să guști un ritm de viață care să-ți permită să nu fii prins de lucruri care ți-ar putea părea și firești până la. Iar în rest, asta e o mentalitate, trebuie să înțelegem un pic paradigma contemporană. Dacă nu consumi, ești un proscris în societățile capitaliste. Vă imaginați ce înseamnă să nu mai ai consumatori? Noi pentru cine producem? Deci e obligatoriu să fii un producător și un consumator. Consumatorul e cel puțin la fel de important ca producătorul. N-ar fi atâția producători și atât de diversificați dacă n-ar fi atâți consumatori și atâtea gusturi diferite. Deci, înțelegeți, este o caracteristică a culturii actuale. Cum îi răspundem din viața bisericii? Alegând lucruri de bună calitate pentru noi, nu mi-e rușine cu mașina mea, care a costat mai ieftin decât altele, deși pare foarte bine, care își arată utilitatea, dar în același timp nu mă repet spre nu știu ce model, care nu știu cum pare și așa mai departe, numai ca să dau o imagine, ci văd un pic ce aduce efectiv mașina asta în viața mea, ce am eu nevoie. Da? Deci, e, pe de o parte, îmi permit ceva, pentru că dacă nu mi-aș permite, m-ar costa în realitate mult mai scump. Și pe de altă parte, nu mă arunc spre ceva ce ar fi superflu în viața mea când aș putea să folosesc restul de bani pentru lucruri foarte valabile. Înțelegeți? Și asceza aceasta lăuntrică este absolut necesară. Părintele Iosif Vatopedinu spune asceza Maica Sfințenii. Eu cred că dacă nu ai o cântărire, un discernământ personal, ajungi în toate problemele posibile. Da, mulțumesc. Într-adevăr, este important să ne rupem de cele materiale și să ne înduhovnicim cât mai mult și altfel ajungem să fim niște atei practici, cum ne spunea Părintele Ireneu Mihălcescu în Teologia Dogmatică, în capitolele despre apologetică chiar, și aveam un capitol acolo despre atei. Defectul ateilor spunea că vorbesc prea mult despre Dumnezeu, iar numele lor, ateos, include chiar numele lui Dumnezeu, așadar e cam greu, așa cum a fost și lui Stephen Hawking, să nu vorbească despre Dumnezeu de vreme ce făcea parte din această categorie și avea acest handicap. Acum se mai practică denumirea de liber cugetător, da? Liberi cugetători suntem și noi, cei care trăim în Hristos. Exact. Și, ba din potrivă, noi suntem mai liberi în cugetare decât oricare din lumea aceasta. E foarte, foarte important ce spuneți. Vedeți, de fapt, și eu răspund de apologetică, da? Apologetică, teologie și știință la Centrul de Studii și Cercetări Dumitru Stăniloae din Paris. Cu asta am început de 10 ani, să spunem, și mă ocup de toată zona aceasta, care mi-e foarte dragă. De ce? Pentru că, de fapt, e o orientare a minții și a mentalității tale, astfel încât în loc să vezi pricină de pierdere în tot ce e în fața ta, să-L rogi pe Dumnezeu să-ți descopere posibilități de a folosi lucrul respectiv spre folosul nostru al tuturor și al bisericii. Înțelegeți? Totul, orice, sigur, dar există posibilități de convertire, de transformare. Și lucrul acesta se petrece în exteriorul nostru cu resurse, cu oameni, cu tot ceea ce e în jurul nostru și se petrece și înăuntru nostru. De exemplu, Sfântul Sofronie Zaharov dădea acest reper, mi se pare extraordinar când am auzit, pentru mine ca duhovnic îmi dau seama, spune să nu nimicești în tine pornirile diferite, ai diverse porniri lăuntrice. Nu prin nimicire se rezolvă ele, ci prin recalibrarea lor, prin convertirea lor către Dumnezeu, adică reorientarea lor. Pentru că altfel omul devine o legumă dacă își omoară toate mișcările lăuntrice. Dar dacă le canalizezi către Dumnezeu, dintr-o dată e o forță extraordinară care se degajă din recuperarea tuturor energiilor tale, că ele în sine nu sunt rele, numai că erau orientate prost. Deci, vedeți, până și în interior este mentalitatea aceasta, între ghilimele, apologetică, nu de a arunca la gunoi ceva, ci de a converti în Hristos lucrurile respective. Așa va simt că simțeau sau cred că simțeau apologetică. Mulțumim. Alte întrebări? Vă rog, părinte profesor. În microfon. Cred că funcționează și gâtul meu este puțin... Și eu am experimentat.
Mi-a plăcut foarte mult prezentarea Sfinției voastre ca celelalte precedente. Ați enumerat o serie de atitudini ale creștinului pentru societatea de astăzi. Și dați-mi voie să le reiterez. Să avem răbdare, să cunoști cultura celuilalt, să te intersectezi cu preocupările celorlalți și să vorbești pe limba interlocutorului. Considerați că aceste elemente intră în structura de reprezentativitate, de mărturisirea lui Hristos din partea Bisericii Creștine pentru omul de astăzi, un om care nu este neapărat religios, nu este neapărat creștin, ci poate face parte și din alte culturi, fie religioase, fie ideologice. Da, un răspuns așa mai cuprinzător la lucrul acesta este, mă folosesc un pic de mărturia Părintelui Rafael Noica pentru a prelua această idee extraordinară că, de fapt, viața bisericii mă așează într-o cultură a Duhului. Da? Adică e o cultivare a mea pe verticală. Cultivarea mea pe verticală, vă desenez, cultivarea mea pe verticală nu împiedică cu nimic cultivarea mea pe orizontală. Da? Cele două se intersectează în omul, n-am un talent extraordinar, în omul care sunt eu în mijloc. Vedeți, e o intersectare cruciformă, să spunem așa, între vertical și orizontal. Asta este experiența bisericii. Biserica este dumnezeiască și omenească în același timp. Verticala și orizontala se întâlnesc tot timpul în ea. Mântuitorul este răspunsul adresat fiecărui om în parte până la capul veacurilor, indiferent de cultura lui. Oamenii inventează culturi pe lângă Dumnezeu. Din cauza asta ne punem întrebarea, oare e greu sau imposibil să așez și în cultura respectivă? Vă dau un exemplu despre ce ni se pregătește. Gândiți-vă la metavers. Metavers înseamnă prezență prin avataruri într-o lume cu niște coordonate în care nu poți să intri cum ești tu în realitate. Și te va pune într-un făgaș anume, dacă va reuși, sigur. Te va pune într-un făgaș anume. Ești acolo în coordonatele pe care le vrea el ca tu să fii. În ce măsură mai poți să fii tu însuți? Vedeți, este o chestie teribilă. Adică intri acolo sau nu intri acolo? Dacă nu intri acolo, știți ce se pregătește în marile întreprinderi? Vă spun, sunt lucruri care nici nu se bănuiesc măcar în țară. Chestiunea aceasta cu virtualizarea mediului și așa mai departe, astea sunt niște angajamente atât de înalte și de puternice la ora actuală, că va veni valul peste noi, să nu credeți că așa. Și eu le-am aflat întâmplător din niște medii înalte. Ce se va întâmpla? Se va propune la un moment dat ca tu să ai omulețul tău pe spațiul ăla virtual și în felul ăsta să-ți plătești impozitele, să participi la cotare. Te vor obliga cumva să fii acolo. Să nu credem că suntem la adăpost de lucrul acesta. Întrebarea care se pune, cum rezist la realitățile acestea? Din nou, ca la Sfântul Vasile cel Mare, mă duc în pădure, mă ascund, încerc să le transform, nu am un răspuns deocamdată. Biserica întreagă va formula un răspuns prin viața bisericii. Nu știm, pentru că e o lucrare adâncă, Dumnezeu să ne inspire. Dar dau exemplu de presiune din partea culturilor contemporane, nepreocupate cu mic de ceva duhovnicesc, să ne așeze moduri de funcționare ale noastre care ne transformă. Nu mai suntem la fel după aceea. Și într-adevăr, de aia întrebarea noastră este redutabilă. Cum facem? Sigur, e un cuvânt, îndrăznesc să spun, profetic, așa, al părintelui Chiril de la Mănăstirea Vatoped, care circulă așa pe internet, l-am văzut și eu, în care îi liniștește pe părinți și spune, nu vă speriați că copiii sunt în lumea aceasta și așa. Dacă Dumnezeu a rânduit să se nască acum, au și resursele necesare să răspundă problemelor acestei lumi. Mai curând, încurajați-i să tindă și să caute spre Dumnezeu în a putea căpăta forță să răspundă acestor realități, dar nu-i asupriți cu temerile voastre. Asta vrea să spună. Și simt că cumva e așa. Adică, în orice lume am fi, în închisorile comuniste, nu era de trăit. Da? Și cu toate acestea a strălucit sfințenii. Sigur, noi nu vrem să fim într-un lagăr. Nu vrem să fim într-un spital generalizat. Am gustat suficient asta. Am vrut spitale, am avut unul mare de tot. Da, poate ne liniștim. Nu știm ce va mai fi peste noi. Dar miza este eu cu Domnul în lăuntrul meu. Miza nu este atât exterior. Exterior e consecința a ceea ce sunt eu în raport cu Domnul. Părintele acesta, am adus câteva volume aici, Părintele Miron Mihăilescu. Numai dacă citiți cuprinsul la cartea asta, vă ia așa cu amețeală.
ce frumos, ce adânc putea să vorbească omul ăsta și ce neconvențional. Și, de exemplu, spune despre post, definiția lui despre... El spune așa că precizia postului nostru este precizia iubirii noastre pentru Dumnezeu. Adică negocierile eventuale pe care e așa, trebuie să le avem în vedere cu cine sunt, cu cine e Dumnezeu pentru mine. Ce sunt eu capabil să fac pentru El? Monahii pentru mine sunt niște oameni care s-au dat din cap până în picioare. De mai multe ori. Lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fie tot creștinul, până la urmă. Monahul este un semnal de alarmă. Spune el. Un semnal de alarmă. Că e Dumnezeu și că dacă e Dumnezeu nu mai pot să trăiesc oricum și în orice fel. Vă dați seama ce frumos dacă noi cei de aici avem pătrunderea acestor lucruri. Ieșim din obișnuințele că e facultate, că e acasă, că nu știu. Viața noastră este un fel de... Dumnezeu e pus scala supă, un ingredient acolo, mai colorăm un pic viața noastră, ne cumva... Nu. Ori m-am dăruit în întregime și sunt cu Dumnezeu, ori cumva ceva am pierdut din ceea ce mi-a propus El. El mi se dă în întregime, dar mă așteaptă ca eu să mă dau în întregime. Mulțumim. Alte întrebări, vă rog. Și răspunsuri și pun eu întrebare. Nu mai rețin exact dacă părintele... Să vorbiți în microfon, vă rog. Așa. Eu aud. Trebuie să trageți microfonul spre dumneavoastră. Așa, perfect. Nu mai știu dacă părintele Cleopa sau părintele Sene Papacioc, unul dintre ei, spunea la un moment dat, tot așa fiind întrebat, ce să facem când vor veni vremuri grele. Și foarte relaxat a stat și a spus, stați liniștiți că tata e la cârmă. Exact. Lucrul acesta, pe de-o parte, vedeți ce uimitor în viața bisericii. Sunt câteodată cuvinte atât de dense care acoperă toată realitatea, dar și ca să acopere toată realitatea, trebuie să înțelegi, să ajungi tu la pătrunderea inimii că acoperă toată realitatea. Că altfel trec pe lângă tine cuvintele și simțirea respectivă. Deci, pe de-o parte, ne ajută experiența asta concretă a dificultăților, a tuturor probelor de viață ca să ne punem în mișcare disponibilitatea noastră în fața lui Hristos. Și în clipa când ne-am dat seama de lucrul acesta, eu v-aș îndemna personal ca fiecare să fie un adevărat apologet al lui Hristos. Dar în ce sens? Ce înseamnă apologet? Pur și simplu să-mi dau seama că sensul vieții mele și frumusețea vieții mele și tot ce e mai valabil până la urmă, vin în legătură cu El, nu vin altfel. Și pur și simplu, orice bucurie am, orice, din bucuriile mele, din trăirile mele, din ceea ce trăiesc eu, să împărtășesc cu drag, cu discernământ, acolo unui caz, și altora, să-i fac părtași bucuriei mele. Vedeți? E cumva firesc cu bisericii să dea mărturie de minunile, până la urmă, care se petrec cu noi. Înțelegeți? Și în felul acesta, eu cred că sporim în viața bisericii, efectiv. Adică sporește biserica, sporește devenirea duhovnicească a oamenilor. Și să nu teoretizăm nimic. Deși cuvântul teoretizare e foarte problematic pentru noi, că vine de la teoria, contemplare. Adică să aibă legătură cu experiențele noastre pe cât se poate nemijlocite cu Dumnezeu. Că atunci cuvântul are și putere, în clipa când e în relație cu ceva din încercarea mea de a-L câștiga pe Dumnezeu. Mulțumim! Vă rog, alte întrebări? Părintea Sine Boca spune că dați foc tuturor cărților de religie, de slavelor și cărților de rugăciune, cu toate cărțile vorbesc despre Dumnezeu. Este o afirmație de-a dânsului din cele 800 de capete. Perfect. Vă răspund. Da. Plouă peste tot. Cum? Plouă peste tot. Da. Dar când vrem să bem apă, ne ducem la un robinet. Deci, Dumnezeu este pretutindeni. Dar unde sunt eu, trebuie să am disponibilitatea să îl trăiesc și să îl simt. Iar în privința apologeticii, când în sfârșit s-a petrecut cu mine ceva din taina lui Dumnezeu, în virtutea acestui petrecut, încep să capăt o oarecare posibilitate în viața bisericii să dau mărturie despre ceva. Da? Adică e foarte importantă trăirea mea. Înțelegeți? Noi, eu, de exemplu, în Occident, ce a făcut Occidentul de mine?
sunt în țara gastronomiei. Ăștia fac cunoștință cu regiunile lor în funcție de gustul lor. Deci e ceva incredibil. Te duci într-o regiune, trebuie neapărat să mănânci cu tare, cu tare, cu tare. Trebuie. Te invită. Bun. Sigur că guști lucrul acesta. Dacă întreci o viață și ai făcut așa, mănânci și, în sfârșit, simți mâncarea aceasta cu toate aromele și așa mai departe, la un moment dat, trebuie să vezi un pic, să moderezi un pic, să vezi pe unde ești. Înțelegeți? Pare inofensiv. Dar 10 ani mai târziu, 15 ani, 20 de ani mai târziu, nu te înțelegi cu kilogramele tale. Pentru că trebuie să ai o atenție pur și simplu la cine ești în orice moment în raport cu Dumnezeu. Geniul acestui părinte, Miron Ivăilescu, e de a fi propus, spune așa, când te scoli dimineața, să conștientizezi că dacă te-ai trezit, nu că e meritul tău, ci că Domnul a făcut că ești în viață, că ești acolo. Pune parteneriat cu El să-ți traversezi toată ziua. Sfântul Sofronie Zaharov, în al registru, spunea: învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Spunea că e mai puternic această rânduială decât multe învățături. De ce? Pentru că atenția ta de a nu te lăsa desprins de comuniunea ta cu Dumnezeu, înseamnă, se adaugă încetul cu încetul și te sporește, pur și simplu. Mulțumim. Alte întrebări, vă rog? Am înțeles. Bună întrebare. Mă pregăteam odată să ajung la o conferință despre familie. Cu 2 ore și ceva înainte, soția mea mă sună că nu se mai înțelege cu fiul deloc. 2 ore am stat pe telefon să încerc să aplanez lucrurile. A izbucnit ca și cum a luat foc acasă. Eu mă duc în deplasare și vine pârjolul acasă. Dar efectiv așa se petrece. Da? Când am ajuns acolo, eram inclusiv aici. Spun, la un moment dat trebuie să opresc, că știi, trebuie să încep să le vorbesc cu oamenilor. Și oamenii așteptau să le vorbesc despre familie și la mine explodaseră lucrurile acasă. Sigur că după aia s-au dus lucrurile, după ce am ținut și așa mai departe, dispare. Dar e ca să-ți creeze, să spună fitile atunci când ai de spus ceva. Așa că mi-am început discursul în fața tuturor, le-am spus: iertați-mă, aveți în față un om falimentar în posibilitățile lui de a face ceea ce trebuie în familia lui. În sensul că constat neputințele noastre, fragilitatea noastră și așa mai departe. Mă uitam la maica Siluana, întotdeauna te izbea cu neputința ei, ți-o arunca în față. Noi, în general, o ascundem, nu aruncăm în fața celorlalți. Ea n-avea niciun stres, spunea foarte clar: uite, neputința și așa mai departe. Dar de la ea îți dădeai seama că ea este într-o lucrare și te-a antrenat și pe tine într-o lucrare. Deci, în familie, nu trebuie să cosmetizăm lucrurile. Vă dați seama ce înseamnă într-o familie de preot? Că copiii te văd cum ești tu. Și copiii încep să ia de la tine lucrurile negative. E garantat. Alea pe care nu vrei niciodată să le vezi la tine, alea se văd în copii. De ce procedează Dumnezeu așa? Ca în sfârșit să le vezi. Și atunci când ai exercițiul ăsta în familie, nu ești pe o poziție privilegiată. Nici ca părinte măcar. Ceea ce e sigur că rolurile se vor inversa. Dacă ești părinte, vei fi părinte până la sfârșit. Dacă e copil, e copilul părintelui și nu invers. Da? Deci nu e. Asta e sigur. Dar în rest, suntem la o școală. Unii la școala părinților și alții la școala copiilor. Dacă mă pun în atitudine onestă față de cine sunt eu, dându-mi seama că sunt jalnic totuși, că am fragilități, că nu sunt deloc extraordinar de înzestrat, Dumnezeu, pot să-i fac loc lui Dumnezeu în viața mea să lucreze El, astfel încât să se petreacă lucruri minunate. V-am dat doar ca atitudine, ca perspectivă. Restul sunt lucruri cât se poate de concrete care se învață. Trebuie să înveți ce este un copil, cum funcționează el. Un copil nu e un adult. Eu vorbeam lui Filmiu ca unui adult. Lui fiica mea a mers, dar cu Filmiu n-a mers. Îmi făcea tot felul de chestii. Da? Și la un moment dat îmi spune: mă obligi. Și mi-era jenă de cuvântul ăsta, că nu vreau să pară că îl oblig. Am zis că mergem împreună în Sfântul Munte. Atâta de mult i-a folosit. I-am spus să meargă în tabără. Atât de mult i-a folosit. Mi-a spus la sfârșit: tata, și dacă o lună dura, aș fi fost bucuros. Dar înainte îmi spune: mă obligi. Și la sfârșit zâmbind îi spun: uite, te-am obligat. Dar am asumat lucrul acesta pentru binele tău, am mers un pic peste. E un pic de asceză. E o asceză pentru el. Da? Este peste ce avea el chef să facă. Dar la copii poate să meargă așa. Și după aceea încerc să-l cresc pe copil în a-i câștiga sufletelul lui. Și cu asta închei. Greutatea cea mai mare e când nu prea e ce lăuda la copil, că, de exemplu, simți că nu e bine, știți? Dar cauți o chestie mică, că e școală, că e nu știu ce, și de la aceea îi spui: uite, dragul meu, și mă bucur pentru tine, reușit lucrul acesta.
Și din încurajarea aceea se lărgește mai mult. Copiii cu încurajare se cresc, nu cu descurajare. Aici poate am greșit foarte mult, da? Nu cu etichete pe ei, nu cu, cu mesaje negative. Dragul meu, uite, lucrurile se construiesc. N-ai reușit asta, nu e o problemă. Hai să vedem ce putem face ca să crește. Înțelegeți? Pe atitudinea aceasta dau viață. Pe atitudinea cealaltă omor, pur și simplu. Da, mulțumim, foarte interesant, într-adevăr. Îmi amintesc de un cuvânt al Preafericitului Daniel când era la Iași, mitropolit, spunea că familia preotului trebuie să fie într-adevăr un model. Astăzi ne-ați vorbit de problemele care pot să apară și în familia noastră, ca și în familia oricăruia. Și spunea că în cazul în care, preda la teologie pastorală, la disciplina teologie pastorală, în cazul în care familia ta ca preot nu este model, credincioșilor le dai ca model alte familii, nu avem ce face. Și psihologia din ziua de astăzi spune foarte interesant și trebuie să ne dea de gândit că în urma experienței psihologilor, 19 din 20 de familii au probleme. Ca tale, doar copiii dintr-o singură familie trăiesc într-un mediu familial sănătos și de aceea trebuie să fim cât mai buni trăitori în Hristos pentru ca să putem să ne facem misiunea noastră de apologeți în familie așa cum ni se cere. Toată lumea are necazuri, așadar, dar noi nu le vedem și trebuie să fim conștienți de asta și să nu-i credem fericiți pe ceilalți, pentru că nimeni nu este ferit de acest efort al urcușului duhovnicesc către Hristos. Dar vă dați seama ce presiune pe copii de preot. Că ei trebuie să fie model sau familia trebuie să fie model. Vă imaginați ce înseamnă într-o parohie că toată lumea se uită la copiii aceia? Este teribil. Și atunci părintele trebuie să-i mângâie și să spună, uite, stai, tu ești tu și eu sunt eu, facem ce putem, ne străduim, ne ajutăm unii pe alții și așa mai departe. Adică să destresăm un pic, pentru că apare ori problema ca la Virgil Gheorghiu cu, de exemplu, tata se ocupă de toți copiii numai de mine, nu? Sau, în orice caz, e tată la tutora și nu mai are timp de mine. Ori problema că sunt în centrul atenției și că toți mă judecă și că toți așa mai departe sunt. Dar astea se detaliază. Însă trebuie să fie un duh bun în familie. Un duh bun în familie cred că este acela care, efectiv, ei ajung să se roage împreună, măcar din când în când. Ajung să-și vorbească cu sufletul deschis problemele lor unii cu alții. Și sunt conștienți de faptul că suntem plini de fragilități și de aici se pleacă. Că Dumnezeu știe lucrul acesta, cu materialul ăsta lucrează, nu poate. Mulțumim. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, atunci oferim cuvântul în al preasfințitului Părinte Teodosie, pentru ca să, așa se cuvine, conform canonului, să vorbească la urmă cel mai mare și să tragă concluziile care se cuvine. Are rău că n-am fost de la început, dar îl cunosc pe Părintele Profesor Răzvan Andrionescu și întotdeauna am apreciat că este într-o ortodoxie curată. Constat tema care, de fapt, a străbătut istoria. Apologetica a început din vremea apostolilor și a venit până aici. Noi am avut chiar niște repere apologetice, vreo 2 ani s-a predat apologetică în facultatea noastră și chiar gândeam că trebuie reintrodusă, dacă nu ca o disciplină obligatorie, pentru că nu avem în programa tuturor facultăților de teologie care sunt coordonate de Sfântul Sinod, putem să o avem opțională. Dar apologetica, vrând nevrând, este prezentă la tot pasul. Pentru că orice credință, dacă nu este apărată, nu este o credință deplină. Credința trebuie mărturisită în întregime și mărturisită în context. Și iată, avem experiențe, că vorbeam și de lucruri practice. Noi avem un misionar în Africa, absolvent aici, doctorand la noi, care face o misiune excepțională. Cu miile vin la credință africani păgâni. Și iată, s-a reușit construcția unei biserici, se vor mai face, se va face și episcopie.
că noi avem de făcut misiune între păgâni, între necreștini, că nu pot fi altfel. Am fost în Israel și am venit cu cea mai mare satisfacție, care credeți că este? Am primit-o chiar la final. Șoferul care ne-a condus, așa a zis căsătorii, că nu poate fi căsătorit un păgân cu un creștin, dar au 3 copii, o femeie româncă, distinsă, cu o minte agere frumoasă, când am mers la Tabor, acolo m-a întâmpinat în ultima zi și mi-a spus durerea cu lacrimi. Durerea mea cea mai mare este că nu pot să mă căsătoresc. Am mai botezat un copil pe ascuns cu acest om care e bun la suflet, dar n-a înțeles să se boteze. Am obținut botezul lui, nu că promis, convins, și i-am spus, ai 2 opțiuni, ori în Iordan, ori la Dunăre. La Dunăre am mai botezat un ministru de justiție din Anglia. Și sigur, am zis că vine la Dunăre, aici să-l și botez, să-l și cunun. Femeia nu mai putea de fericire, că toată ziua plânge. Bine, am ce-mi trebuie, dar n-am sufletul în păcat. Și iată, fiecare creștin trebuie să-și găsească pacea sufletului. Pacea care coboară acum, la nașterea Domnului, atunci a început să se arate pacea pe pământ și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu, prin Fiul Său, a făcut din cele 2 lumi una, pentru că a unit cerul cu pământul. Din iubirea Sa nemărginită, a trimis ce avea mai drag. Să iubească Dumnezeu o făptură cu o iubire egală cu a Fiului Său este cel mai mare privilegiu, zicem noi privilegiu, este cea mai înaltă realitate în care trăim noi oamenii, că ne iubește cu adevărat mai mult decât pe îngeri, pentru că ne-a și dăruit o demnitate superioară îngerilor. Sigur, acum îngerii sunt aproape de Dumnezeu, noi suntem departe, dar Maica Domnului deasupra îngerilor. Firea noastră omenească pe care a asumat-o Iisus Hristos este deasupra îngerilor. Toate aceste adevăruri s-au izbit de multe împotriviri de-a lungul vremurilor. Sigur, cei mai puternici apologeți apar în secolul 2, începând din secolul 2, 3, 4, pentru că la început, fiind carismele în veacul apostolic, nu era atât de multă apologie și totuși din veacul apostolic au apărut ereziile. Nicolaiții de la diaconul Nicolae atunci au apărut în secolul 1. Este necesară apologetica, pentru că altfel nu știm cum suntem față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Și iată, apologetica este specifică după neam, după timp, după împrejurări. Și vreau să sublinez un lucru pe care, un adevăr, pe care majoritatea teologilor îl lasă în urmă. Ce spunea cineva cu întrebare, părintele Cleopa? Sigur, toți se întreabă și iată câtă frică au reușit să aducă în conștiința oamenilor vremurile trecute, în care eu nici nu pot să pronunț cuvântul acela că a fost mincinos. Nici acum nu-l pronunț. Zic doar restricții. Dar ca să spun ce s-a promovat, hai să spun, fără să fie epidemie, a fost deodată pandemie. Un lucru nefiresc și mincinos. Și niciodată n-am acceptat să fiu robul unor administratori, unor politicieni, chiar dacă am fost, mi s-a atras atenția că vorbesc prea liber și nu o să-mi fie bine. Dar ce este de la Dumnezeu, ce avem noi cea mai mare binecuvântare? Providența, de care se vorbește puțin. În orice perioadă a istoriei ne-am aflat,
În orice luptă ne-am aflat, providența ne salvează, că Dumnezeu ne ține în brațele sale. De aceea trebuie să avem accesul la Dumnezeu în permanență. Cine pierde accesul la Dumnezeu, se pierde pe sine însuși, se desprinde de Dumnezeu. Și mă bucur de cartea pe care mi-a dat-o Părintele, Imperativul Trezviei. Sigur, de trezvie, eu vorbesc aproape la fiecare slujbă. Pentru că n-am găsit un sfânt cuvios părinte care a putut să ajungă la relația intimă cu Dumnezeu, să țină o legătură cu Dumnezeu permanent, fără trezvie. Trezvie este cheia succesului unui creștin împotriva patimilor, împotriva ispitelor, împotriva tuturor relelor care vin asupra lui. Diavolul pândește când mintea e slobodă și atunci intră și aduce noutăți. Se pare că și mintea strămoșilor noștri era în relaxare când diavolul a intrat în dialog cu ei și i-a ademenit cu minciună, e adevărat. Au oarecare scuză, pentru că numai Lucifer n-are scuză, a căzut prin el însuși. Omul a căzut prin înșelare, de aceea există și cale de întoarcere la starea inițială, dar nu la starea inițială, ci Dumnezeu, pentru că îl iubește pe om mai mult decât pe orice altă făptură, nu îl întoarce unde a fost, într-un rai pământesc, că putea să facă Dumnezeu un alt rai pământesc, dar îl duce chiar în casa bunătăților sale, aproape de tronul său, deasupra îngerilor, unde s-a așezat mai întâi Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a pătimit, a murit, a fost îngropat și a înviat, și îl duce deasupra îngerilor și de-a dreapta Tatălui, că poziția de-a dreapta nu e o poziție geografică, e o poziție de demnitate, când spune că s-a așezat de-a dreapta Tatălui, adică atât de sus a ridicat Dumnezeu pe om, pentru că l-a iubit cu o iubire egală, cu sine însuși. Îl iubește pe Fiul Său, Dumnezeu, Tatăl, cum se iubește pe sine, dar ne iubește și pe noi cu o iubire egală cu a iubirea pe care o dăruiește Fiului Său. Noi știm ce e iubirea, că Dumnezeu însuși este iubire. Cuvântul iubire, în sensul pe care îl folosește însuși Dumnezeu și îl exprimă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, este cuvântul cel mai cuprinzător, cel mai puternic, pentru că iubirea îl desemnează pe Dumnezeu însuși și noi știm că iubirea absolută este numai în Sfânta Treime, pentru că persoanele se iubesc și se dăruiesc și iată iubirea Tatălui se vede în felul în care l-a născut pe Fiul, că i-a transmis ființa sa întreagă, că ființa dumnezeiască există de la sine în Tatăl, dar o transmite iubirea ființa dumnezeiască Fiului prin naștere și Sfântului Duh prin purcedere. De aceea iubirea rămâne una a Tatălui în Fiul și în Duhul Sfânt, a Fiului în Tatăl și în Duhul Sfânt, a Duhului în Tatăl și în Fiul. De aceea n-am putut să acceptăm invenția apusiană care desparte persoanele prin faptul că îi răpește Tatălui exclusivitatea de a purcede pe Duhul Sfânt și o atribuie și Fiului, în felul în care se face o amestecare care nu are de-a face cu revelația, ci doar cu speculația. Astfel, dar, iubirea trăită este iubirea prin care noi ne împlinim
în Sfânta Treime, dar Dumnezeu ne-a mai dat un canon foarte greu. Să iubești pe Dumnezeu, dar să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mulți se potignesc în această a doua poruncă din care Mântuitorul spune că e egală cu prima. Pentru că noi suntem același chip și eu și vărul și străinul și cel de alt neam, chipul Dumnezeu îl avem cu toții dat de Dumnezeu. De aceea suntem datori cu aceeași iubire unii față de alții și toți la oaltă, dacă ne iubim, atunci îl purtăm și dacă suntem iertați cu toți, îl purtăm pe Dumnezeu în noi. Iubirea lui Dumnezeu rămâne în noi. Dacă cineva pe un singur om nu-l iartă, nu mai poate să aibă iubirea lui Dumnezeu și nici iertarea lui Dumnezeu. Cel ce greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate poruncile. Astfel încât, iată, credința noastră trebuie să fie convertită în iubire. Dacă noi facem doar apologetica credinței la nivelul minții și nu la nivelul trăirii, noi facem o teologie sarbădă. Și am întâlnit mulți teologi când eram student. Erau unii pe care îi socoteam niște corifei, pentru că îi credeam foarte înțelepți. Dar ei îi auzeam vorbind separat. Noi suntem oameni de știință, ce să mai mergem la liturghie? Noi teologisim. Și mulți cad în capcana teologisirii. Teoretice și nu a vieții practice. De aceea, esența trăirii teologice este în trezvie, când Dumnezeu nu se desparte de noi niciodată și noi nu facem lucrul nostru, ci facem lucrul lui Dumnezeu. Aceasta e esența trăirii teologice, să crezi cu adevărat în adevărul care s-a descoperit de Dumnezeu prin Fiul Său, dar să și împlinești voia lui Dumnezeu, cum zice Mântuitorul, acela este care mă iubește dacă păzește poruncile mele. Cine nu păzește poruncile, nu mă iubește, minte. Și astfel, noi trebuie să facem mereu o legătură între ce credem, în modul în care ne rugăm și în modul în care trăim credința și rugăciunea. Nu există diferență între veacul apostolic și veacul 21 de teologie și de trăire. Este aceeași trăire. Sigur, contextul este unul mai diferit, pentru că sunt atâtea curente. Dar pentru că Hristos ieri, astăzi și în veci același este, noi nu avem o altă teologie în veacul de acum față de veacul apostolic. Sigur, teologia s-a dezvoltat, s-a cristalizat, este mult mai stufoasă, dar trebuie să aibă același sens, aceeași trăire și să aibă aceleași repere cu adevărat în viața noastră. Dacă n-am avem o viață practică, și Părintele a intrat în aceste detalii ale familiei, preotului, a oricărei familii, sigur că părinții, bunicii, rudeniile, toți au o mare responsabilitate morală față de copii, de nepoți, de rudenii, față de toți ceilalți, și preoții au cea mai mare responsabilitate. De aceea fugeau Sfinții Părinți Ioan Gură de Aur, chiar și Sfântul Vasile cel Mare și alți părinți au fugit de preoție, știind ce mare răspundere aduce slujirea preoțească, pentru că ești permanent cu Hristos, trebuie să-L porți, să trăiești cu El, să rămâi cu El. Și de aceea liturghia este cea mai mare lucrare pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu,
Și Hristos, dacă e prezent în biserică, este prezent viu, substanțial și lucrător în biserică. De aceea, cum aminteam în Sfântul Munte, chiar am vorbit când a fost la Vatoped, de acel om de știință care venit să cerceteze. Dacă într-adevăr a venit cu aparate de la NASA, în Sfântul Potir există microbi, nu există deloc. În altar, foarte rar, în biserică există, dar nu ca afară. Și de aceea, omul acela n-a mai rezistat, a zis, am atâta știință, credeam că știința mă face să domin, că am acest privilegiu, am aparatură care ne arată toate conexiunile din univers științifice. Mă simt atât de mic că toate acestea sunt mai presus de fire și s-a călugărit și trăiește într-un anonimat, dar cu mare bucurie că a descoperit credința din datele științei, văzând că medicina nu va ajunge niciodată la performanța de perfecțiune și nici fizica și nici chimia, nici celelalte, nici biologia nu vor ajunge să se confrunte de la egal la egal cu revelația, cu teologia, cu Dumnezeu. Acestea să le avem în vedere și iată, să luăm aminte, asta vreau să vă mai atrag, orice faceți, să faceți cu conștiința că Dumnezeu vă iubește, că Dumnezeu vă așteaptă să vă purificați tot mai mult, Dumnezeu așteaptă să-i cerem și să ne deschidem mintea, inima și tot sufletul nostru ca să primim de la Dumnezeu, că nu există să-i cerem ceva bun și Dumnezeu să ne dea, nu ne dea. Nu ne dea dacă, nu ne dă dacă cerem ceva rău, de aceea și spune Mântuitor, nu cereți și nu primiți, că cereți rău. Noi să cerem totdeauna bine cu conștiința că Dumnezeu este atot bun, atot știutor și ne dă cele necesare. Trebuie să cerem, cum spune psalmistul, inimă înfrântă și smerită ca Dumnezeu să rămână în noi și să ne călăuzească și să ne povățuiască tot timpul. Putem să vorbim despre toate acestea mereu. Sunt bucuros că ați venit, Părinte Profesor. Sunt bucuros de această carte, o voi cerceta cu deamănuntul. Și sigur, teologia ne duce spre Dumnezeu cel infinit, ca să vorbim despre Dumnezeu și despre perfecțiunile divine, putem să le descoperim peste tot. Și avem, iată, că de curând am sărbătorit a doua oară Sfânta Varvara la Ierusalim. Sfânta Varvara, deși n-avea nicio inspirație de undeva, cugetând universul și-a dat seama că idolii tatălui său sunt minciuni. Numai prin rațiune, tatăl său a plecat s-o lase să, că n-a vrut să se căsătorească. Sigur, ea a găsit, a văzut persoane care vorbeau de un singur Dumnezeu, s-a întâlnit cu acele tinere care vorbeau de Iisus Hristos, s-a convertit și când a venit tatăl său, a găsit modificată baia, că în loc de două ferestre a făcut trei ferestre. Sigur, a urmat martirajul său, dar iată, prin rațiune, cum vorbim noi în argumentul ontologic despre cum descoperim pe Dumnezeu că El este noi înșine, și oamenii raționali au putut să descopere cele nevăzute ale lui Dumnezeu din făpturi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, adică veșnica lui putere și dumnezeire. Pe Dumnezeu îl putem întâlni la tot pasul, dacă avem inima curată, înfrântă și smerită și disponibilitatea de rugăciune. Rugăciunea fără trezvie este o rugăciune sporadică și fără putere. De aceea, trezvia este temelia rugăciunii, cum spune Mântuitorul, privegheați și vă rugați.
Deci trezvie este o priveghere continuă în care Dumnezeu nu ne lipsește din minte și din inimă și dacă trăim așa, trăim cu Dumnezeu. Să ne controlăm unii pe alții, să nu avem păreri de sine niciodată. Orice părere de sine este păguboasă. Că are ea avut părere de sine, diaconul Nicolae și alții ca ei, și iată părerea de sine duce la cădere. De aceea să ne întărim în această apologie și să mereu să ne apărăm credința. Ne apărăm prin Sfânta Liturghie, prin rugăciune, prin comuniune, fără să ne mâniem vreodată sau să ne enervăm. Ce înseamnă enervare? Ieșire din fire. Păi ce câștigă cineva când iese din, își iese din sine și se răspândește, de greu se mai poate aduna în sine. Nici să nu îndrăznim să pronunțăm aceste cuvinte, nu mă enerva, nu mă supăra. Niciodată. A răspuns Mântuitorul într-o singură împrejurare. Putem să răspundem cum ne-a arătat și Sfântul Nicolae. Mântuitorul când a găsit templul batjocorit, atunci nici n-a mai avut ce să vorbească, doar atât a spus: casa tatălui meu este casa de rugăciune, voi ați făcut din ea peștere de tâlhari. Există o singură mânie sfântă, că nu dăm voie cuiva să-și bată joc de cele sfinte, să nu stăm la bancuri și la glume pe seama celor sfinte, este mare păcat, ne facem părtași la blasfemie. De aceea, noi trebuie să fim părtași la zidirea noastră, că fără noi nu ne putem zidi. Dumnezeu zidește casă sufletului nostru, dar prin voința și prin lucrarea noastră, Dumnezeu, cu harul Său. Să rămânem la această dorință și să nu uităm iertarea. Fără iertare dăm înapoi și nu mai mergem spre Dumnezeu, care și-a iertat pe toți călăii Săi. Părinte, iartă-le, că nu știu ce fac. Mulțumim în altă Sfinția voastră pentru prezența și de această dată în mijlocul nostru, pentru binecuvântarea pe care ne-o acordați cu bunăvoință de fiecare dată și pentru oblăduirea plină de iubire pe care ne-o acordați. Reiterând cuvântul Părintului Prodecan spus pe parcursul conferinței, toți oamenii trebuie să aibă discernământ, așadar sperăm că această conferință v-a ajutat ca să vă străduiți mai mult pentru a dobândi acest de discernământ și să insistăm mai mult în rugăciune, să-i cerem lui Dumnezeu puterea pentru a realiza tot ceea ce este bun, pentru că, așa cum a spus în altă Sfințitul, dacă nu-i cerem ajutorul lui Dumnezeu, atunci asta înseamnă că suntem mândri, că ne credem în puterile noastre proprii. Așadar să punem toată nădejdea noastră în Dumnezeu, pentru că numai așa vom dobândi tot ceea ce este bun și mai ales mântuirea noastră a tuturor. Mulțumim! Aș vrea să mai atrag atenția, Părinte Profesor. Iată, ne-ați repedat cuvântul stres. Stânga. Să știți că stresul e invenția omului. Dar în apus e foarte prezent, pentru că acolo nu-i lucrarea Harului. De aceea, stresul este o obsesie personală. Am fost la o convorbire cu niște elevi și a venit o psihologă și i-a zăpăcit pe copii cu stresul. La urmă, i-am spus și ei, păi la copii le induci asemenea obsesie? Stresul nu există. Știți cine se simt stresate la noi? Cu coanele care n-au nicio ocupație și spun, vai ce obosită sunt. Și să știți că acest cuvânt stres, nu știu de unde, cine l-a născocit, dar nu e real. Este o ficțiune. În apus v-am spus, știu și eu că e. Deci toți sunt stresați, cum să nu fie stresați, că sunt ai nimănui. Pentru că n-au harul. Că harul nu există la catolici. Eu le tot spun. S-a supărat, acum a venit, s-a schimbat mai mari bisericii catolici, mi-a dat telefon. Cum îndrăznesc să spun la catolici că trebuie să se boteze? Că doar e valabil botezul. Cum să fie valabil dacă Sfânta Treime nu-i cea reală? Și
în a puse practică și căsătoria mixtă. Căsătoria mixtă este o înșelare. Nu există căsătorie mixtă. Am găsit în canoane. Am botezat și am recăsit tutorit. Mulți din apus au venit, au înțeles că am un dialog joi seara și oamenii înțeleg. Eu nu i-am chemat, dar au avut discernământ și au venit. Sunt în apus multe imitații ale protestanților, inclusiv această împărtășire deasă, care nu are temei. Contrazice pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Că Moise, am găsit comentariul Sfântului Angur de Aur, după ce a stricat vițelul de aur, a zis: Doamne, am rămas fără tablele lege, ce fac? Poporul nu va avea lege. Suie-te din nou pe munte să postești, dar cât să mai postezi? Tot 40 de zile. Oare nu e un model? Și canoanele au spiritul acesta, dar sigur, nu sunteți erar, nu puteți hotărâ. Dar eu îndrăznesc să spun că Sfânta Scriptură e primul temei. Și apoi Sfânta Tradiție, că, sigur, în perioada apostolică, oamenii nu se ocupau cu altceva. Doar au adus averile la picioarele apostolilor. Ei se rugau toată ziua. Și erau harismele atunci. Și, sigur, erau și darurile limbilor, și tălmăcirile, și prorocirile, și toate acestea, și oamenii se întăreau împărtășindu-se în fiecare zi. Dar în Ortodoxie există și o împărtășire continuă. Este absolut valabil și am găsit în comentarii: cine aduce prescura la altar și se scot părticele și apoi se spune: spală în sângele tău păcatele celor pomeniți aici, este tot o împărtășire. Și catolicii n-au așa ceva, că n-au proscomidie. Sigur, ei se împărtășesc simbolic, că prezența nu e reală și de plină a lui Hristos. E în pâine, cu pâine, pe sub pâine, pe lângă pâine. Transubstanția. Și dacă n-au harul Duhului Sfânt, că nu-l au, că n-au lumină. Lumina învierii. De aceea noi trebuie să fim foarte categorici, să nu ne jucăm cu cuvintele, că orice cuvânt ajustat nu mai este cuvânt curat, sau învățătura ajustată nu mai este curată. Dar dumneavoastră vă faceți misiunea, cum știți, fiecare după conștiința sa, eu am datoria să spun și vă spun că am botezat și am cununat zeci de familii. Eu n-am prea avut pauze. Pentru că trebuie să spunem adevărul din Scriptură și din Sfintele Canoane, nu din părerile noastre personale. Părerile personale, cum s-au formulat în învățătura de credință, sunt dubioase și n-au temei. Mulțumim încă o dată, în altă asinție voastră, pentru completare. Mă iertați pentru stres. Eu am of aici, că nu sunt ierar, așa că eu ascult, da, cuvântul, dar și eu funcționez sub binecuvântare, să nu credeți. Da, da, da. Da, mulțumim, mulțumim și tuturor celor prezenți astăzi la conferință și l-am rugat pe Părintele Prodecan pentru ca să nu fie dorul dumneavoastră prea mare, să ne mai aducă câteva cărți din vechea carte pe care a adus-o în 2019, Duhovnicie și Știință, cei care doresc să o ia, și de asemenea a adus și mai multe volume din Imperativul Trezviei. Așadar, aveți posibilitatea să luați și autograf și astfel, atunci când vă se face dor, luați cărțile Sfinției sale și începeți să le studiați. Dumnezeu să vă binecuvânteze și mulțumim! Doamne, mulțumim! Rostim sau cântăm? Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care
fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii oameni, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în al preasfinția voastră, binecuvântați. Întru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Vă mulțumesc foarte mult, părinte profesor, și vă așteptăm cât de curând, că temele acestea nu se epuizează. Vă pregătim noi o temă, să vedem ce ați mai scris, să dezvoltăm din ce ați mai scris, să dezvoltăm, să explicităm. Cu asta eram dator de mult. Acum o să o mai normalizez. Sper.